Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, Cel ce pretutindeni ei și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorule de Viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preasfințite Părinte, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În primul rând țin să vă mulțumesc, Preasfinția voastră, pentru disponibilitate. Aș vrea să le spun privitorilor noștri că această întâlnire s-a născut ad hoc, la o discuție telefonică, care din 10 minute, atât mă așteptam să aibă timp Preasfințitul să vorbim, s-a transformat într-un dialog de aproape o oră și ceva, în care mi-a părut foarte rău că nu ne aflăm într-o conferință publică, pentru că am reușit atunci, sper și de data asta, am reușit să fac pe Preasfințitul să vorbească de lucruri și de capacități omenești creștine, ortodoxe, pe care ar trebui să le avem fiecare dintre noi. Până la urmă, aceasta a fost și tema dialogului. Tinerii noștri pleacă în diasporă, tinerii români pleacă în toată lumea să studieze, să muncească, să-și găsească un rost. Aflați în diasporă și nu numai în diasporă, chiar și în țară, aici, la un simplu click, devii cosmopolit. Dacă ești pe net, ai dat un click și ai ajuns în Hong Kong, în Roma, în Londra. Ești la confluența multor popoare, neamuri, culturi și, să spunem, că și spiritualități, religii, căi spirituale. Aud de multe ori perspectiva aceasta. Ce e greșit dacă intru să mă închin într-o biserică catolică? Ce e greșit dacă... De ce să nu pot intra oriunde? Să mă rog lui Dumnezeu, că până la urmă urmei Dumnezeu e unul și... Poți să-i vorbești de oriunde, și dintr-un templu, și dintr-o biserică ortodoxă, și dintr-o biserică catolică, de oriunde. Preasfinția voastră, știu că păstoriți românii din Italia și sunt foarte mulți tineri acolo și nu numai, și cred că majoritatea dintre ei au avut dilema aceasta, să stau doar în comunitatea mea ortodoxă sau pot să mă împărtășesc și de alte căi în lumea aceasta în care trăim. Până la urmă, ce e ortodoxia? Da, omul în general își pune întrebări și cu atât mai mult tinerii își pun întrebări și e normal să își pun întrebări. Știți cum zice la Pateric, cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Dar întrebarea care se pune și mai adânc, să zicem așa, este ce identitate am eu, pentru că ei merg la școală, merg la facultate sau omul matur merge la muncă și îl întreabă patronul sau îl întreabă cel care lucrează împreună cu el, așa cum îi întreabă și pe copii și pe tine, dar voi ce înseamnă, ce sunteți voi, de ce sunteți ortodoxi, ce înseamnă să fii ortodox? Și din fericire se pune această întrebare, pentru că noi nu ne o prea punem. Noi să trăim cu credința noastră ca și cu felia de pâine, cum se mănâncă prin ardeal pâine cu un soare. Nu peste tot se mănâncă, dar în ardeal pâine cu un soare, cu sare sau cu zahăr pe ea, depinde de obișnuință, se mănâncă așa ceva normal. Așa cum mănânci o felie de pâine cu dulceață, te obișnuiești ceva normal, doar un normal pe care noi nu-l mai cunoaștem. Mai problematic este acolo unde întrebarea nu se pune, nu mi-o pune nimeni și nu mi-o pun nici eu. Cine sunt eu, ce sunt eu, de ce sunt altfel? Și întrebarea asta nu se mai pune din niciun punct de vedere la ora actuală, ci... altfelul acela se relativizează și de multe ori aud sintagma, păi Dumnezeu e pretutindeni, Dumnezeu e acela și mulți
caută răspuns la întrebarea asta. Dar de ce sunt ortodox? Ce înseamnă să fiu ortodox? Și ce diferență este între noi și ceilalți în Italia, între noi și catolici, în Anglia, între noi și anglicani? Dar sunt români care lucrează în Emiratele Arabe Unite, de exemplu, și care n-au nicio biserică acolo. Sau în India. Am avut chiar un cunoscut apropiat, un prieten inginer care s-a trezit în India, deplasat cu serviciu, cu responsabilitate în serviciu pe care l-avea, pentru câțiva ani. Și doar la ambasada rusă mai vedea câte cineva la Crăciun, la Paști, să facă o slujbă și nu era așa de simplu. Însă nu trebuie să uităm un lucru. La începuturile vieții creștine, ca să devii creștin, făceai o pregătire de 2 ani de zile. Ulterior a devenit un an. Și doar după câteva sute de ani în viața creștinească s-a redus pregătirea pentru botez la 40 de zile, adică la zilele postului Paștilor. 47 mai precis, 46, pentru că în Sâmbăta Mare, când este liturghia unită cu vecernia, liturghie baptismală, prin excelență, atunci se botezau, dar totuși erau 40 de zile de pregătire. După aceea erau zilele cinzecimii, erau zile de cateheză mistagogică, cateheză de lămurire, care lămurește ce ai primit prin botez. În primele 7 zile, cei botezați veneau îmbrăcați în haine albe, de asta săptămâna de după Paște se numește săptămâna luminată, veneau cu haina botezului și aprindeau lumânarea botezului la slujbe și asistau așa cu ea. De aici vine și lumina de la Paști. E lumina botezului, prin excelență. Chiar dacă noi o legăm și de Sfântul Mormânt, bineînțeles, că mormântul Domnului a devenit izvorul învierii noastre, dar este legat de botez. Lumina de la Paști și lumina din săptămâna luminată. Dar așa continuau. Noi, la ora actuală, suntem într-o situație în care, da, din fericire s-a ajuns să se facă religie în școală și cu câtă luptă și cât efort și câtă bătălie efectivă a părinților, a credincioșilor, a bisericii, a instituțiilor bisericii ca să poată să obțină așa ceva și câtă înverșunare este să se poată scoate cât mai repede. Dar lucrul acesta, să zicem, completează pe cât se poate, dar nu completează neapărat legat de viața liturgică. La ora actuală copiii se botează de mici și nu poți să faci cateheză cu un bebeluș. Da. Să faci de la 6 ani, de la 5-6 ani, să faci cateheză cu el și asta încercăm să facem noi aici. Dar învățătura de credință cineva trebuie să o predea, cineva trebuie să compenseze. Vorbeam înainte să începem de faptul că ai o bunică credincioasă, bunica te învăța credința, mama te învăța credința. Îmi aduc aminte cum m-a învățat mama născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te. Că se folosește mult în Ardeal, un pic pe filieră catolică introdusă, dar avem, e un tropar al Bisericii Universale și este un tropar foarte vechi, o rugăciune foarte veche, Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te. Probabil că vine nu mult după ce s-a stabilit credința. Dar noi suntem ca niște credincioși care nu mai știm în cine credem. Da. Suntem ca niște suporteri ai unei echipe, să mă ierte Dumnezeu că zic așa, că nu este vorba de suporteri, care nu cunoaște nici numele echipei, adică cunoaște numele echipei, dar nu știm cine jucătorii, nu știm cine e antrenor. Ținem cu echipă și eu țin cu Universitatea Craiova, care era lui Balaci și al lui Negrilă și Tilihoi și Ștefănescu, dar la ora actuală nici nu știu cine e antrenor, cine jucătorii, nu știu nimic, dar totuși am rămas, să zicem așa, suporter. E o fenomenologie aici, ceva se întâmplă, adică avem mulți absolvenți de teologie, foarte mulți absolvenți de teologie. Noi suntem mulți preoți, adică cel puțin în România, dar și în diasporă, sunt destul de mulți preoți. Care e preocuparea noastră? Știți ce se întâmplă? Noi trebuie să recuperăm
facem un pic drumul invers și să facem mișcarea asta de recuperare a unei cateheze nefăcute nici înainte, nici după botez. Și să nu ne bazăm doar pe faptul că la religie, la școală se face învățătură și așa mai departe. Da, acolo se face după o programă înregistrată, aprobată de Sfântul Sinod, înregistrată la minister, dar nu compensează viața de credință. Riscăm și la ora actuală ca să separăm ideologia creștin-ortodoxă de viața în sine. Și problema nu este că nu avem învățătură de credință, că o avem și în facultate și o avem și în școli, ci că viața cu Dumnezeu cel viu, ea nu se mai trăiește, nu se primește o inițiere în această viață, de acolo, de la rădăcină. Mi-aduc aminte cum surorile mele, și probabil că așa am făcut și eu, surorile mele mai mici, se așezau lângă tata când făcea rugăciune seara. Ce făcea el? Făceau și ele. Ce făcea mama? Făceau și ele. Se puneau, mama stătea în genunchi, stăteau în genunchi. Se făceau metanii, încercau să facă metanii deja la un an și ceva, la doi. Un pic se mai muțăreau, un pic făceau așa ceva care era foarte amuzant, că mi-aduc aminte că părinții mei cam cu greu își rețineau zâmbetul și noi ceilalți care făceam rugăciune în același timp. Dar se învăța ceva și noi trebuie să recuperăm ceea ce bunicile, în cazul nostru, noi avem un handicap, cei care sunt în afară. Foarte puțini copii au bunicile cu ei. Bunicile sunt în țară. Foarte puțini copii au mamele cu ei în generația în care suntem noi. Mamele trebuie să lucreze. Mamele multor copii din țară, cu zecile de mii, dacă nu mai mult, sunt la muncă în Italia sau în Spania sau undeva și copiii sunt în țară, în România, poate la o mătușă, poate din fericire la o bunică, dar nu totdeauna bunica trăiește. Sau dacă sunt în Italia, mama e la lucru, mama e la muncă. Și copilul este la școală, dar în vacanță el ce face? Și atunci noi în vacanță, de exemplu, încercăm să facem școală de vară, adică vine la biserică, dar nu face lecții și așa. Vine și ia dimineața o gustărică, după aia se mai joacă prin curtea bisericii sau așa, sau pe la biserică. Hai să vorbim un pic și de credință, hai să facem și niște jocuri și la episcopie același lucru organizăm. Mai umblăm prin grădină, mai facem un pic de mișcare, dar învățăm, de exemplu, hai să învățăm astăzi cum se face o prescură. Și cineva vine și arată. Sau am învățat, la un moment dat a venit un bucătar și a învățat cum să facă pizza. Hai să învățăm cum să facem pizza. Dar în același timp, într-un cadru în care ne-am rugat înainte și nu vreau să facă comparația acum că e același nivel prescura sau pizza, dar vreau să zic că învață ceva, învață sau cum să faci să croșetezi o metanie, cum să faci să faci nodurile acestea, care nu sunt așa simplu de făcut. Dar revin la esențial, cum să facem să înțelegem care ne este rădăcina. Noi, la ora actuală, suntem dezrădăcinați, aici mai ales, suntem dezrădăcinați și omenește, dar riscăm să fim dezrădăcinați și duhovnicește. De ce? Că nu mai știi care ți este obârșia, cum se numește cuvântul ăsta, pe care nu știu nici cei din diaspora, nici cei de acasă, nu știu dacă îl înțeleg așa cum trebuie să-l înțeleagă. Care mi este obârșia și unde mi este ea? Mai ales cea spirituală. Da, cea spirituală. Bine, aici noi trebuie să înțelegem un lucru. Noi ne-am născut de două ori. Ca să înțelegem ce înseamnă să fiu credincios ortodox, ce înseamnă și de ce sunt ortodox, în primul rând trebuie să înțeleg că eu m-am născut de două ori. M-am născut din mama și din tata. Pe ce linie? Pe linie de trup și de sânge, de viață și moarte concomitent. Că tata și mama, Domnul să le dea bine, Domnul să le odinească pe tata, Domnul să binecuvinteze pe mama, mi-au dat și viață și mi-au dat și mortalitatea sau caracterul de muritor în același timp. Mi-au dat și moștenirea bună, dar mi-au dat și toată moștenirea înaintașilor mei
care Domnul știe cum au trăit, dacă au trăit creștinește sau cum au trăit. Poate da, știu câteva generații, mă consideră unii și mă consider și eu fericit că bunicul a fost preot, că străbunicul a fost preot, că așa mai departe. Da, dar preoția nu înseamnă numai virtute. Preoția poate să înseamnă și o sarsana destul de grea de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și poate decăderi și ridicări și așa mai departe. Oare o fi fost tot pocăit sau nu? Tot asumat sau nu? Din fericire, știți ce se întâmplă? Din fericire, noi ne-am mai născut încă o dată. Și nu teoretic, nu ideologic. S-a întâmplat ceva concret. Noi ne-am născut încă o dată din apă și din Duh. Din momentul respectiv, identitatea noastră nu mai este primordial trup și sânge și mama și tata. Din momentul respectiv, tată ne-a devenit Dumnezeu. Că am fost înfiați. Și Sfântul Pavel zice un lucru minunat, zice, dacă, dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Acum să știți, preasfinția voastră, că eu o să duc discuția puțin mai în adânc, cum spuneați, preasfinția voastră, și anume, vorbim despre botez, vorbim despre o cale creștină, vorbim, da, și în Biserica Catolică există botez. Și în Biserica Anglicană există botez, și în Biserica Neoprotestantă sau Protestantă există un botez. Mare lucru, dacă nu foarte asemănător sau chiar identic ca practică, ca formulă cu cel ortodox. Apă, preot, invocare. Acum, mă gândeam tot timpul așa, zic, dacă ar veni la mine un musulman, să spun, și m-ar întreba, domne, dar eu vă știu pe voi creștinii că sunteți multe, multe congregații. Spuneți-mi și mie cu ce vă diferențiați voi ortodoxii și de ce vă încăpățânați să rămâneți ortodoxi, pentru că lumea ortodoxă înseamnă ceva minor, vreo 350 de milioane, dacă nu mă înșel, față de lumea catolică, care are aproape un miliard și ceva. Pare o încăpățânare să rămânem totuși ortodoxi, fiind totuși în minoritate, având împrejurul nostru o mare de creștinism și totuși vrem să păstrăm această identitate. Ce e specific ortodoxiei? Ce ne definește? Care e scopul nostru de totuși rămânem ortodoxi? Că asta, că știți, dacă e un preot catolic și un ortodox și îl pui unul lângă altul, și poți să faci un mixaj de veșminte între ei, nu o să fie mare lucru în privința discursului, pentru că toți vorbim despre Hristos, vorbim despre o schimbare, despre o... Și totuși, noi recomandăm tinerilor noștri, rămâi ortodox, rămâi pe cale. Recomandăm, însă, nu numai o recomandăm, dacă doar recomandăm și nu caută să se înțeleagă mai adânc ceea ce face parte ființial din identitatea noastră, nu vezi motiv cu adevărat să rămâi neapărat în credința al mama și al tata și al bunica, numai pentru motive, să zicem, etno-sentimentale. Păi, altfel, dacă ar fi fost Iisus acum și ne-ar fi provocat la o astfel de discuție, eu cred că am fi fost falimentar dacă am fi etnofiletiști, nu? Adică, da. Mulți dintre iudei au pierdut trenul, să zic, la întâlnirea cu Iisus, pentru că au spus, nu, noi l-avem pe Avram, pe Moise, ce cauți tu să ne spuzi dintre ale noastre? Da, legătura aceea care se creează din botez, dar care din păcate nu se continuă în mod personalizat și nu ajunge să se personalizeze cu adevărat între mine și Domnul, aceea de fapt constituie identitatea la bază. Pentru că cel care, în numele căruia noi ne botezăm și credem, ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dar ne socotim ai lui Hristos, dacă ne socotim cristianii, creștini, cristianos la singular, creștin din greacă, înseamnă al lui Hristos, sunt al lui Hristos. De ce sunt al lui Hristos? Pentru că
prin ceea ce eu primesc la botez, eu devin parte din el. Din trupul lui și din sângele lui, paradoxal, nu mai sunt din trupul și sângele lui mama și lui tata primordial. Din trupul și sângele lui Hristos primordial și identitatea mea a devenit una duhovnicească dacă m-am născut din Duh. Da? Și atunci trebuie să mă hrănesc cu ale Duhului. Și Domnul zice, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și cuvintele mele, zice Domnul, sunt Duh și sunt viață. Duh și viață, revenind la Duh. Identitatea duhovnicească, hrană duhovnicească. Ea nu e virtuală, că Duhul nu e o realitate virtuală și nu e o realitate dezincarnată în sensul o realitate așa care poți să ți-o imaginezi, dar n-ai cum să faci cu ea nicio legătură. E o realitate personalizată. Și legătura asta personalizată este o legătură de iubire care e mai profundă decât legătura de iubire între mamă și copil. Pentru că între cel care mă incorporează și mă asumă prin botez, eu primesc, așa cum primește, că se vorbește și de termenul altoire, zice, suntem altoiți prin botez pe trupul lui Hristos, eu primesc seva, viața, care vine din însuși Hristos, care a murit, a înviat, s-a înălțat la cerul și așa de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă. Acum, tot provocarea merge mai departe, pentru că vreau să ajungem totuși la un miez al ortodoxiei, și anume, mi-aduc aminte de Paisie Velicicovski, Sfântul Paisie, starețul de la Neamț. Și citind viața lui în de Serghie Cerfericov, aflu că Paisie se hotărăște să intre în monahism, pentru că aflase el pe la Optina, pe la niște bătrâni, cum că pe Hristos îl poți vedea. Da. Și se interesează el de tot demersul acesta, practică. Nu-l vezi doar imaginându-ți, nu-l vezi doar, este o practică, trebuie să... Și unde găsesc practica asta? Zice, domnule, noi am auzit că ar exista niște cărți vechi în care se vorbește despre această practică. Au fost unii înaintea noastră care s-au rugat, dar s-au pierdut, nu se mai găsesc. Și unde aș putea să le găsesc? Zice, măi, caută în România, că am auzit că pe acolo mai sunt niște, pe la Poiana Mărului, mai sunt niște puznici care ar practica felul acesta de a te întâlni cu Hristos, cum a spus prea Sfinția voastră, de a-L încorpora și de a te incorpora în Hristos. Și El în tine și tu în El. Eu nu știu dacă pot exprima foarte clar, pentru că fenomenul acesta e un lucru foarte concret. Nu e doar din cuvinte. Nu e un joc de cuvinte. El în mine și eu în El. Pavel îmi spune foarte frumos, zice, am ajuns să nu mai trăiesc eu, ci El să trăiască prin mine. Da. Concepția aceasta îl face pe Paisie să plece într-o călătorie totală. Pleacă până în Athos, fuge de hirotonie. De ce? Pentru că el vrea să învețe să dobândească pe Dumnezeu în felul acesta. Da. În toată istoria creștinismului a existat o mișcare foarte puternică în lumea orientală, aș spune, numită isihasm. Vedeți, cu tinerii de la București mereu avem discuția aceasta. Ce înseamnă ortodoxia? Dăm bilețele la altar, aprindem lumânări, mai facem o metanie, mai ținem un postișor, o chestiuță, mai ce mai facem? Nu prea am ce face în ortodoxie. Da. Da. Eu am aruncat-o așa la fileu, știți? Adică... Da. La pogorârea Duhului Sfânt, că acum am prăznuit rusalile. Vă aduceți aminte că Sfântul Apostol Petru ia cuvântul, că oamenii se uitau, constatau că apostolii vorbesc, ei aud fiecare în limba lor și faptele apostolilor dau acolo o listă de nu știu câți erau din toate colțurile, erau iudei care veniseră la sărbătoare acolo, inclusiv zice erau unii de pe la Roma și zice unii de prin Arabia și de pe nu știu unde și toți auzeau în limba lor, de prin Creta, toți spune din tot felul de locuri. Și se întrebau dacă nu cumva apostolii s-au îmbătat, că păreau cabeți, păreau așa, ca într-o euforie din asta, dar totuși constatau fiecare că în limba lor înțeleg ce vorbesc apostolii. Și Sfântul Petru ia cuvântul și spune, fraților, nu s-o cotiți că suntem
Ne-am îmbătat acum dimineața, că era dimineața. Ceasul al treilea, orele 9. Deci nu era cazul, ci oamenii nu se îmbată dimineața, se îmbată seara. Și le vorbește de ceea ce s-a întâmplat prin lucrarea Domnului Hristos, dar ajunge la un cuvânt, ajunge la o prorocie a prorocului Ioil, care zice: în zilele din urmă voi vărsa Duhul meu peste fiii mei și cei care bătrânii voștri vi se vor visa și fiii voștri vor proroci și așa mai departe. Și se încheie așa: tot cel ce va chema numele Domnului Dumnezeu se va mântui. Și Sfântul Petru redă practic acest verset exact. Deci el este la fel în Septuaginta și este la fel în Noul Testament. În greacă corespunde: tot cel ce va chema numele Domnului Dumnezeu se va mântui. Noi aici trebuie să înțelegem că chemarea numelui Domnului Dumnezeu nu este un lucru care între ghilimele se inventează în Noul Testament. Pentru că nepotul lui Adam, fiul lui Set, care s-a născut după moartea lui Abel, după ce a trăit tragedia aceea, pe care noi nu putem să o înțelegem. Da, o pot înțelege niște părinți la care le moare copilul, dar lucrul ăsta s-a întâmplat după altă tragedie, aruncarea din rai. Zice lui Adam, și Adam a cunoscut-o pe Eva și s-a născut un alt fiu, Set, și după aceea, zice, i s-a născut acestuia un fiu lenos. Și textul Septuagintei, care e redat în Biblia din 1914, zice: și acesta a început a nădăjdui în a chema numele Domnului Dumnezeu. În traducerea după textul ebraic zice: și atunci oamenii au început să nădăjduiască în a chema numele Domnului Dumnezeu, sau au început să cheme numele Domnului Dumnezeu. Dar aici e mai concret și spune: acesta a început în a nădăjdui în a chema numele Domnului Dumnezeu. Și fericitul Augustin identifică în această chemare a numelui Domnului Dumnezeu și a nădăjdui în a chema numele Domnului Dumnezeu, identifică o trăsătură specifică a fiilor lui Dumnezeu, comparativ sau antagonic, să zicem așa, puși față în față cu fiii oamenilor. Că în Vechiul Testament se vorbește de fiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor. Fiii lui Dumnezeu sunt aceia care nătăjduiesc în a chema numele Domnului Dumnezeu. Fiii lui Cain, linia lui Cain, întemeiază cetate, adică Cain întemeiază prima cetate și o numește Enos, tot Enoch, care înseamnă dorire, dar dorire păcătoasă și așa mai departe, dar o întemeiază din ce motiv? Din teama de a nu fi omorât de alții. Deci nici acum n-aveam încredere în cuvântul lui Dumnezeu, care a spus: te voi pecetlui, îți voi pune pecete, un semn, cine te va vedea nu te va omorâ. Și-a luat soarta în propriile mâini și și-a asigurat securitatea. Uitați-vă în zilele de azi cât de mult se vorbește de securitatea din înainte de 89. Securitatea în sensul de siguranță, siguranța noastră, siguranța cetățeanului. Deci chemarea numele Domnului Dumnezeu revine, iată, în cuvântul lui prorocului Ioil și iată în gura lui Sfântul Apostol Petru, chiar acum la pogorârea Duhului Sfânt, când noi zicem că s-a întemeiat biserica. Adică ce înseamnă? Înseamnă că conștiința celor care au crezut, cred în Hristos, sunt botezați în numele Lui, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, s-au născut din nou din apă și din Duh, este conștiința ca unora care sunt legați wireless. Noi credem că suntem legați wireless acum ca să putem să vorbim, dar nu credem că suntem legați wireless cu Hristos și unii cu alții. Nu wireless, da, wireless, fără sârmă, ca să vorbim, să traducem în românește, fără sârmă, adică nevăzut, suntem legați de
cel care stă de-a dreapta Tatălui și care ne-a făgăduit că este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor și al cărui nume îl chemăm, iată, îl cheamă din străfundurile existenței noastre să cheamă numele Domnului Dumnezeu. Tot omul care cheamă numele Domnului Dumnezeu să leagă wireless cu toți cei care au chemat numele Domnului Dumnezeu până la Enos, deci, la nepotul lui Adam. Întemeierea bisericii a început cu chemarea numelui lui Dumnezeu, numelui lui Hristos. Da. Deci așa zice și o făgăduință. Se va mântui tot cel care cheamă numele Domnului Dumnezeu, se va mântui. Dar mai zice un lucru, că stăruiau cei care s-au botezat atunci câteva mii de bărbați, 3000 parcă, dacă nu mă înțeală memoria, zice, stăruiau în rugăciune, în frângerea pâinii, liturghia, și da, în chemarea numelui Domnului Dumnezeu. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, adică împărtășirea din ceea ce Domnul zice, trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer, din care dacă mănâncă cineva nu mai moare, și chemarea numelui Domnului, că, de exemplu, Sfântul Pavel zice, salutare tuturor celor care cheamă numele Domnului Dumnezeu în Corint. Sau chiar la convertirea Sfântului Pavel, când se arată Îngerul lui Dumnezeu la Anania, Anania răspunde, zice, acesta a venit, cum este vas ales, că acesta a venit de la Ierusalim cu scrisori ca să prigonească pe cei ce cheamă numele tău. Așa zice în Faptele Apostolilor. Deci, practica rugăciunii e primordială. E rugăciune definitorie pentru identitatea de creștin. Dar acum Federația Internațională a Isihasmului are copyright. Așa. Nu mai poți să, deci nu, numai călugări, numai cei inițiați poți să cheme numele Domnului Dumnezeu, deși Sfântul Ioan Gură de Aur, la un moment dat, nu pot să dau exact locul de unde zice, dar zice, cheamă numele Domnului Dumnezeu oriunde te-ai afla. Și pe drum, și la muncă, și cu tare, și cu tare, unde te-ai afla, cheamă numele Domnului. Dar îi certa pe creștini și pentru că vin la liturghie fără a se găti să se împătășească din Sfântul Trup și Sânge al Domnului. Deci, practic, sunt două repere foarte concrete în a umple viața unui creștin ortodox. Nu? Adică, din câte înțeleg din ce spuneți spre Sfinția voastră, importantă este rugăciunea, nu cea doar bolborosită din buze seara, obosit și terminat, ci ai nevoie de isihie, de așezare, rugăciunea lui Iisus, cum e numită în rânduiala bisericii, și musai Sfânta Împărtășanie. Ce se observă la început este că și canonic, canoanele au stabilit un raport foarte limpede al creștinului, care se asumă ca și creștin, cu împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Canonul nou apostolic, care urmează pe opt apostolic. Opt apostolic privește raportul preotului cu împărtășirea. Dacă asistă la liturghie și nu se împărtășește cu Sfintele Taine fără să aibă motiv întemeiat, să se caterisească. De ce? Să punea, dacă stai la liturghie și tu auzi că luați, mâncați, bezi dintr-o atâția toți, spui amin, amin la prefacere și tu după aia nu te împărtășești, ori nu crezi că e trupul sângele lui Hristos, ori nu crezi în preoția celui care a săvârșit. Și atunci tu te auto-execuți pe tine ca preot, te auto-suprimi. La creștin, în canonul nou apostolic, deci primele canoane, înainte să fie sinoadele, canonul nou apostolic zice așa, tot creștinul care vine la liturghie, asistă la rugăciunile, la vremea împărtășirii, nu se împărtășește cu Sfintele Taine, să spună motivul și dacă nu are motiv întemeiat, să se îndepărteze ca unul care strică bună rânduială. De ce? Să se îndepărteze anatimazin, de unde vine cuvântul ăsta înfricoșat, anatima. Anatimazin înseamnă să se îndepărta, a se separa. De ce? Pentru că la fel, tu te definești, tu zici, eu cred în Hristos, cred în jertfa mântuitoare a lui Hristos, dar când se săvârșește, stau și mă gândesc. Și atunci canonul ăsta te obliga, ori o iei în serios, ori n-ai ce să cauți acolo.
Adică dacă vii la liturghie, te împărtășești. Vii la liturghie ca să te împărtășești. Asta e țelul liturghiei. Bine, uitați-vă cum s-a deturnat asta. Noi ce facem duminică? Mergem la biserică. Ce e pentru noi biserica? Ce înțelegem prima dată din biserică? Niște ziduri. Și o lumânare și un acatist. O lumânare, un acatist. Puneți o dorință, știi? Îmi pun o dorință, mă duc și mă rog, mă dacă duc, nu știu ce... Se poate să fie biserica goală, că îmi place când e biserica goală și e fără... Ah, sigur, sau îmi place cum cântă corul, sau îmi place cum cântă părintele, sau cum predică și așa mai departe. Și predica are loc foarte important și apoi ne supărăm pe protestanți că zic că sola Biblia și numai cuvântul, sola Scriptura, cu tare, dar adevărul e că noi, mai mult de momentul cuvântării, care dacă s-ar ține după Evanghelie, s-ar cam încheia, restul nu prea are așa, s-ar putea zice în pace să ieșim și gata, mergem acasă, să terminăm mai repede. Dar eu mai pun, aia și... mai pun accentul, de scopul liturghiei este să ne împărtășim, preoți și mirei. Așa spune definiția din liturgica specială. Spune că liturghia este slujba în care se reiterează jertfa Mântuitorului, cea mântuitoare în care se aduce jertfa de pâine și vin asemenea, cum a poruncit Domnul Apostolul, faceți aceasta într-o pomenire a mea. Apostolii asta au făcut duminică de duminică, în ziua cea din tâi. Și Justin Martirul și filozoful, care este unul dintre primii apologeți creștini și moare pentru credință, moare prin 120, dacă nu mă înșel, el spune că în ziua cea din tâi, în ziua soarelui, Sonntag, Sunday, care a devenit pentru noi Duminica Domnului, Domini, Kyriaki în grecește, în slavonă e Vascresenie. Vascresenie înseamnă înviere. E mai creștinată. Dar noi celelalte le-am lăsat. Montag e ziua lunii, luni. Marțea lui Marte, Miercurea lui Mercur, Joia lui Jupiter, Vinerea lui Venus sau Venera și Sâmbătă, au rămas Sâmbătă, Șabat și Duminică, Domini. Dar restul, deci înseamnă că noi suntem creștini duminică dimineața, sâmbătă ne odihnim și restul suntem pe lună, pe Marte, pe... Deci de asta oamenii probabil caută să meargă pe Marte așa de mult în zilele de azi. Vă spun că sunt foarte mulți tineri creștini care... merg la job și în drum spre job, în metrou sau într-o pauză, au o sală special amenajată la birou pentru mindfulness sau pentru, nu știu, a citi ceva din Osho, deși ei sunt creștini. Vin da. La biserică, au o cruce la gât, dar fac și mindfulness, practică și tipul ăsta de meditație. Mai citești ceva și din Osho, mai încearcă să abordeze o tematică în direcția asta. De ce? Pentru că, spun, ortodoxia nu are un conținut, e doar ritualuri. Da, da, ea s-a redus, din păcate, doar la o coreografie frumoasă și în biserică și în viața creștinului, dar trebuie să înțelegem că esența este legătura de iubire între cel care m-a creat și care îmi revelează pe măsură ce eu țin aproape de el, înfructându-mă din ale lui, îmi revelează cine este el și cine sunt eu, în același timp. Concomitent, eu descoper cine este el, cine sunt eu. De ce Dumnezeu nostru nu stă asta departe? În dumnezeirea lui, în cerurile unde l-o căuta și cum se numesc ăștia, astronauții și așa mai departe. Pentru că a venit la mine să-mi descopere de la obârșie, revin la obârșie, de la rădăcine, cine sunt eu și cine este el. Într-un raport de iubire, dar nu numai de iubire, de părtășie. Noi, uitați-vă aici cum am ajuns, vrem să înțelegem credința ca să o trăim. Dar felul lui Dumnezeu în care ne propune, el zice, gustați și vedeți că bun este Domnul. El zice, gustați și vedeți. Păi așa, dar mama ce zice la copil? Mama e bună mâncarea? Ia și gustă.
hai gustă. Și introduce încet, încet mâncare. Introduce cu tare, introduce... Mi-aduc aminte că mama introducea prima dată morcov la surorile mele sau măr. Și prima reacție a copilului mic când introduce altceva decât lapte, face așa niște grimase, niște mutre, se strâmbă și cu tare, dar încet, încet prinde gustul și un pic și asta și un pic și cealaltă și așa mai departe. Gustați și vedeți. Noi am pierdut această mentalitate în care noi ne raportăm la Dumnezeu, încercăm cu mintea să înțelegem ceva ce este, nu-i de ordin abstract, e o realitate concretă. Și formele de împărtășire din ale Dumnezeu ni le-a dat însuși Domnul. Nu numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Păi cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, Mântuitorul care s-a întrupat să mai numește și cuvântul. Unule născut, Fiule, și cuvântul lui Dumnezeu, cântăm la antifonul al doilea de la liturghie. Deci, în tot cuvântul lui Dumnezeu, noi avem posibilitatea să gustăm harul care este al cărui purtător este cuvântul respectiv. Cu atât mai mult dacă e cuvântul Evangheliei, dar și cuvântul psalmilor. Dar cuvântul psalmilor ne trimite și zice, pe de o parte, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Citesc în psalm și el, iată ce-mi răspunde. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Revenim la ce ziceam înainte. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii pentru noi este împărtășirea la fel din trupul sângelui Hristos. De asta canonul după aceea ulterior s-a lărgit aici la fiecare liturghie. Canonul 9 zice, ai venit la liturghie, nu te-ai împărtășit, n-ai motiv, întemeiat, out. Canonul de la Sardica, sinod de la Sardica pe de o parte și ulterior mai târziu de la Laodiceea, dar Sardica, el deja vorbește de trei duminici la rând. Adică se extinde. Trei duminici la rând, dacă vii la liturghie, asculți Evangheliile, asigi la rugăciuni, spune canonul. Iar la vremea împărtășirii, nu te împărtășesc cu Sfintele Taine, să spui motivul și dacă nu ai motiv întemeiat, să se îndepărteze acela până când va cere iertare și din nou să fie primit. Adică tu te definești ca parte din trupul lui Hristos, nu ideologic, nu metaforic, că ai devenit trupul lui Hristos, adică sângele Domnului Hristos vine și trece prin tine, dacă ești trup, degetul meu e parte din mine, numai măsura în care trece sângele prin el, dacă 6 ore sau cât nu trece sânge prin el și stă în gheață, că dacă e căldură, cred că în 2-3 ore s-a terminat, el nu mai poate fi repus înapoi. Asta spune biserica, canoanele, sfintele canoanele bisericii, că asta e deja sinod local care a fost inclus în rânduiala generală a bisericii la sinodul 6 ecumenic, care în afară de sinoadele precedente, au adăugat sinoadele de la 12 canoanele de la 12 sinoade locale și de la Sfinți Părinți. Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și mai departe, au fost introduse ca principiu de viețuire. O extins la 3 duminici, la rând. Zice clericul, dacă 3 duminici nu slujește și nu se împărtășește, out. Mireanul, care 3 duminici la rând vine la biserică, deci nu, că noi am ajuns să zicem, păi dacă nu merge la biserică 3 duminici, nu-i bine. Nu, dacă vine la biserică 3 duminici, fără să se împărtășească, este out. Deci, de asta, nu știu dacă cunoașteți cartea Împărtășirea Continuă cu Sfintele Taine, un studiu foarte elaborat de vreo 100 de pagini de introducere, făcut de părintele Ică, diaconul, arhidiaconul Ică Junior la Sibiu, la editura de Isis, a apărut prin 2002, ceva de genul prima ediție și una s-a făcut mai târziu. A făcut a doua ediție, că cel puțin în Italia am cumpărat vreo 200 sau 300 de exemplare atunci. Zice, istoria unei controverse, mărturiile tradiției. O controversă, că a fost o controversă. De la bun început, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare au cuvinte foarte dure la cei care vin la liturghie și nu se împărtășesc. Foarte dure. Sfântul Ioan Gură de Aur zice să stai înaintea jertfei Domnului și să auzi cuvintele de sfințire a darurilor și să nu te împărtășesc. Sfântul Ioan Gură de Aur, îl citesc pe el, socotește aceasta nesimțire. Deci el zice
Așa, așa e traducerea cuvântului în nesimțire. Eu nu mi-aș permite să zic asta acum la doamnele și domnii credincioși de astăzi. Noi astăzi trebuie să, mâine, poimine, ajungem la păcătoși, să nu mai avem voie să le zicem păcătoși, le zicem, în italiană este deci, diversamente abili, abil, adică sănătos. La ceilalți le zici diversamente abile, nu mai ai voie să folosești cuvântul handicap, handicapat și așa mai departe. Și la credincioși nu o să mai avem voie să le zicem păcătoși, că îi jignim, și o să le spunem altfel credincioși. Iubiți credincioși și altfel credincioși. Da, se schimbă lumea. Acum, m-aș întoarce puțin în România anilor trecuți, cred că până anii 2000, puțin înainte de 2000, și vă spun că la București, aici, pe vremea eram student, la Casa Preoteasa din București, două personaje foarte cromate ale Bucureștiului se apucaseră să țină cursuri de isihasm. Vreau să vă spun că era puzderie de tineri acolo și seara când aveau loc acele cursuri de isihasm, foarte mulți tineri căutători de spiritualitate și de practică spirituală erau prezenți acolo la aceste cursuri. Personajele despre care vorbesc erau Vasile Andru, cel care încerca să împace yoga cu spiritualitatea isihastă carpatină, și Mario Sorin Vasilescu, un yoghin declarat cu școală de yoga, cu mare, un filozof recunoscut yoghin în capitală. Cum, e o întrebare și în același timp și o dilemă, și dacă cumva aveți un răspuns pentru această dilemă, cum doi yoghini s-au apucat de ținut cursuri de isihasm, de rugăciunea lui Iisus în București și n-am putea să găsim undeva într-o biserică felul ăsta de predare a învățăturii, aș spune eu, esențiale a Bisericii Ortodoxe? Dacă nu ești legat de viața în Hristos și Sfântul Marcu Ascetul zice Hristos se ascunde în poruncile lui și pe măsură ce le împlinești, descoperi, nu ești angajat într-o viață de curățire a inimii tale, că cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu și filocalia despre care se amintea și înainte și pe care până la urmă o constituie acest tânăr care a devenit Paisie, ucenicul lui Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, și o publică la Veneția în 1792, mi se pare, în orice caz la sfârșitul secolului 18, pentru care bătrânul acela din pelerinul rus dă tot ce are ca să-și cumpere cele două mari volume, să le pună în straiță și să citească cum este să chem numele Domnului și ce se întâmplă acolo și cum se face. Acolo se spune, părintele Stăniloae punea la început acolo felul în care creștinul, zice, se poate curăți, lumina și îndumnezei. Întâi se curățește. Da, se curățește prin pocăință, dar e subînțeles că el trăiește legat de, se hrănește cu cele, dacă are identitate duhovnicească prin botez. Identitatea primordială, dacă e duhovnicească, atunci se hrănește cu cele ale Duhului. Cuvântul lui Dumnezeu, împărtășirea cu trupul sângele lui Hristos, și noi zicem să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre lăsarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, zicem la liturghie. Cine se împărtășește? E spre părtășia cu Sfântul Duh. Sau spre plinirea Sfântului Duh în el. Și nu cheamă numele Domnului, el cheamă numele Domnului așa, fără să aibă să fie într-o legătură și într-o unitate de trăire și de viețuire, el cheamă, poate să cheme Sfântul Duh ca o mantră, așa cum fac și cei care sunt cu yoga. Și nu este vorba nici de credința în cel pe care îl chem, nici de cunoașterea celui pe care îl chem, și de un raport, o legătură personalizată cu cel pe care îl chemi.
Și personalizat înseamnă o legătură de iubire. Noi, Sfântul Siluan Atonitu zice, dacă ar cunoaște oamenii iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, și a zice necondiționată, lumea că l-a dat pe unul născut fiul său, ca tot cel ce crede în dânsul să nu piară și să aibă viață de veci, noi nu, dacă am înțelege iubirea, cât e de mare iubirea lui Dumnezeu, n-am mai avea niciun fel de dubiu. Problema este că lumea în care trăim este o lume care se chinuie într-o conștiință de orfanism, iertați-mi expresia, știți. Trăiește într-o stare de orfanism din ăsta, deci e orfană, își jelește propria stare de orfan, pentru că n-are rădăcina aceea de paternitate cerească, nu pământească, și nu de trup și de sânge, și nu știe cui să se adreseze. Și noi știm cum să ne adresăm și nu ne mai adresăm. Deci noi ar trebui, aluatul acesta de 300 și ceva de milioane, ar trebui să dospească toată frământătura neamului omenesc, care de 7 miliarde și ceva. Dar dacă noi înșine, cum zicea în introducere, înainte să înceapă propriu zis lucrarea aceasta de care aminteam, de Părintele Ica Junior, împărtășirea continuă cu Sfintele Taine, dă pastorala unui mitropolit al Ungrovlahiei, prin 1700 și ceva, care spune, fraților, am constatat că frățiile voastre nu vă mai împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos. Și în unele biserici n-am găsit nici măcar chivot pe Sfântul Altar. De aceea, zice, vă zic vouă, egumenilor, preoților și vouă, credincioșilor, că dacă nu veți îndrepta acest lucru și dacă nu vă veți povădui și vă veți împărtăși în posturi și să reluați legătura aceasta cu Domnul și să nu vă mulțumiți doar cu pâinea aceea pe care o sfințiți voi și o numiți în popor Paști, zice, preoții veți fi caterisiți, iar voi, poporul, afurisiți. Deci foarte dur în cuvântul respectiv. Era un părinte, pare să că era un mitropolit care venea din Athos sau în orice caz venea din partea Greciei și care constată asta cu durere, dar în același timp cu o revoltă. Așa, e foarte dură această scrisoare pastorală. Și după aia încep argumentările și așa mai departe. Deci, așa se ajunge dacă noi suntem ca niște soldați care riscăm în ziua de astăzi și de asta tinerii sărăcuții ei nu știu ce criterii să aibă. Noi suntem ca niște soldați care mergem la război dezarmați. Deci noi, cuvântul lui Dumnezeu, care are efect de vitamină duhovnicească, de vitaminizare duhovnicească, de întărirea sistemului imunitar duhovnicesc, că Sfântul Pavel zice să luați panoplia lui Dumnezeu, armamentul lui Dumnezeu, panoplia e folosit în grecește, luați armamentul lui Dumnezeu. Și printre alte zice, coiful mântuirii, cutare, platoșa dreptății, și în mână luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Tu sabia Duhului nu mai ai, deci armă n-ai, platoșă n-ai, coif n-ai, că coiful mântuirii înseamnă că mintea ta și căutarea ta este la mântuire, să te duci dincolo. Nu mai ai coiful mântuirii, capul tău bate vântul și cauți locuință și te înscrii ca să fii primul care, printre primii care merg pe Marte, să te duci acolo ca să cultivi pătrunjel pe Marte. Și trupul și sângele lui Hristos, el nu mai lucrează în trupul și sângele tău ca să-l prefacă din trup muritor și păcătos într-un trup pătruns de harul Dumnezeu și curățit, în care luptă harul Dumnezeu în sângele și în trupul meu, dacă eu vreau să mă eliberez de patim. Dacă adolescenții noștri s-ar împărtăși din pântecele maicii lor, astăzi ar fi împărtășiți de când mama l-a zămislit și până în zi de azi, ar trece adolescența cu totul altfel. Sunt sigur de asta. Adică ar avea anticorpi, că noi ne ocupăm de copii să aibă vitamine, să aibă cutare, mai mult ca oricând. Și, păi, anticorpii duhovnicești, noi de unde să-i avem? De asta ne temem de virus, cutare, vai, suntem terminați.
Dar anticorpii duhovnicești ei au valoare inclusiv fizic. Deci au putere inclusiv fizic să vindece pe om. Și atunci nu mai avem nevoie să mergem să ascultăm despre rugăciunea lui Iisus la Asociația pentru Isihasm de la Sibiu. Stați că și la Sibiu, stați, nu știu cu Bucureștiu. Dar la Sibiu este Asociația pentru Isihasm și Părintele Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, îl întreabă pe președinte. Zice, dar voi ce faceți acolo la Asociația pentru Isihasm? Păi noi vorbim de Isihasm și vorbim de rugăciunea lui Iisus și putare. Și zice, și când vă întâlniți, ce faceți? Tăceți toți? Sunteți practicați și sihia? El avea niște probleme, cine era cu asociația pentru isihasm, el avea o dorință bună, dar în viața lui era cu totul vraiște, în viața lui de familie și așa mai departe. Și tata era chiar în parohie la tata. Și încerca să pună un raport mai sănătos, mai așa cu soția, să fie să se împace și așa, și erau niște scântei teribile. De ce? Că dacă eu nu trăiesc concomitent cu realitatea duhovnicească, nu merg pe calea aceasta de conștientizare, de trăire, de însușire și asumare a identității mele creștinești. Și rămân la înger îngerașul meu până la 70 de ani, e foarte, foarte greu să... Când venise cineva la un botez în Franța, eram în Franța și dimineața apare persoana respectivă și zice, vine la mine, bună ziua, eu sunt nașul. Și zic, foarte bine, Doamne ajută. Zice, eu... Am ieșit la pensie, dar vreau să vă spun ceva, știți? Eu nu prea așa știu cu credință așa prea multe, dar bunica a fost credincioasă, mama credincioasă, eu mă închin și mă rog și așa și zic, dar măcar crezul știți, nu? Și el se uită, îi se dilată pupilele așa, se uită la mine și zice, știu Tatăl nostru. Eu zic, am înțeles că știți Tatăl nostru, dar v-am întrebat de crez, că sunteți nașul. Nașul mărturisește crezul la botez. Crezul, știți? El se mai uită odată la mine așa mare și zice, știu Tatăl nostru. Zic, eu asta am înțeles de adineauri. Nu. Crezul, știți ce e crezul? Zice, nu, dar vă rog să nu mă faceți de rușine acum aici. Zic, nu vă fac de rușine, dar dacă nu știți crezul, știți măcar să citiți? Zice, știu, dar nu stai să văd dacă am ochelarii la mine. Zic, în orice caz, eu o să zic crezul cu dumneavoastră. Că eu ce cred, cred și mărturisesc ceea ce cred. Deci, noi știți, suporterii, că vorbeam de suporterii de la fotbal, știu imnul echipei, deci dacă întrebi un oltean care e imnul de la cum îi zic asta, Craiova Maxima, imediat ți cântă și tot în somn se trezește și cântă. Și tu, dacă întrebi creștinul ce înseamnă, care-i crezul tău, ce crezi, cum crezi, păi știu copiii, deci sunt copii care nici nu rostesc bine cuvintele și spun crezul, am nepoței care, cum să spune, nu vorbesc corect, am care la 2 ani sau la ceva spuneau crezul, ziceau cuvintele înainte să zică în biserică. Nu că s-ai mei, e vorba că sunt copii care știu asta. Eu mi-aduc aminte când eram copil și am învățat să citesc pe la 6 ani și am dat de crez în cartea de rugăciuni. Și când am citit, am zis, stai, că eu știu de fapt ce scrie aici. Și am început să mă uit acolo să citesc și citeam și recunoșteam ce auzeam la biserică. Și m-am trezit să o trezit ai mei că eu știu crezul. Păi de unde știi crezul? Păi... Am și citit, dar eu știu, de fapt, de la biserică. Dar noi trebuie, de aia trebuie să facem cateheză, noi aici facem înainte de botez, înainte de cununie, cu cine? Cu părinții și cu nașii, cu mirii și cu nașii. Cateheză cu orice ocazie. Cateheză cu cei mici, cateheză cu tinerii, cateheză cu cei mari. Tinerii se poate să pună întrebări. Ce e asta? De ce trebuie să... De ce? Mai este un lucru. Noi nu suntem Dumnezeul nostru. Are un principiu foarte clar, iubirea. Iubirea are un criteriu foarte clar, libertatea.
Iubire fără, cu iubire cu silă nu se face, nu se poate. Libertatea înseamnă răspunsul meu la declarația lui de iubire. Și nu declarația de iubire sentimentală, ci iubirea cea mai mare. Care e iubirea cea mai mare, zice Domnul? Să spui viața pentru cei pe care îi iubești. Nu pentru cei care te iubesc, că nu spui viața pentru fani. Noi nu suntem fani, că fan vine de la fanatic. Noi nu suntem fanatici. Îți pui viața pentru cei pe care îi iubești. Și Dumnezeu nostru, punându-și viața pentru toți, înseamnă că pe toți ne iubește și pe toți îi iubește. Creștinul e numai acela dintre fiii oamenilor care răspunde la această iubire și vreau să fiu creștin ortodox, atunci eu îmi însușesc ce mi-a dat Dumnezeu, mă hrănesc cu cele pe care mi le propune Dumnezeu ca să ajung să vină în mine viața Lui și eu să mă deschid total lui Dumnezeu cu ceea ce sunt, să înțeleg ce-i bolnav în mine, să înțeleg ce-i distorsionat în chipul Lui în mine și cu harul Lui să-L rog să restaureze în mine, așa cum a restaurat în propria Lui persoană, asumând firea omenească și înălțând-o în sânul Sfintei Treimi și urmând să vină. Zice, sunt la uși, iată vin curând și plata mea este cu mine. Și voi da fiecăruia după faptele lui, după alegerile lui. Noi trebuie să înțelegem că suntem într-un moment de alegere, pentru că e un moment de cernere la ora actuală, să împart apele. Nu mai merge cu neutralitatea elvețiană, nu mai merge cu o fică și cu lumea, și cu Domnul, și cu credința, și cu yoga, și cu horoscopul și cu mersul pe la babe și cu mersul pe la popi deschizători de cărți, vrednici de caterisire din start. Nu-s vrednici să fie preoți aceia care deschid cărți și care așa zice cărți. Că dacă deschideau o carte, credeți că noi episcopii nu suntem așa de proști că nu știm să găsim o carte din aia ca să facem și noi niște bani cinstiți? Uite, eu o duc greu aici în Italia. Aș deschide cartea vineri seara la miezul nopții la Episcopie Preasfințitul Siloan, punem pe Facebook, pe Instagram, pe toate. Să ajunați, veniți cu ajunare, cu 7 lumânări, cu așa, cu 7 kilograme de făină, cu cutare. Și Preasfințitul deschide cartea și citește dezlegări. Păi noi ne legăm prin felul în care nu mai știm să trăim. Firesc. Apropo, știți cum zice Părintele Rafael, ucenicul cuviosului Sofronie de la Essex, înainte să fie fiul lui Noica, deci nu-i Rafael Noica, e Răzvan Noica. Noi asociem la nume de monah, nume de familie. Numele de familie e al celui care s-a botezat de la botez. Numele primit la botez e numele de familie. Se asociază la numele de familie, dar după ce ai murit, tu ai murit și ai primit o nouă identitate, identitatea respectivă nu mai are ce legătură să aibă cu numele de familie. Părintele Rafael, ucenicul Sfântului, cuviosului Sofronie, respectiv Răzvan Noica, când a fost întrebat în primele conferințe pe care le-au făcut aici, în țară, și care s-au constituit o parte din ele într-un volum care este, se numește celălalt Noica, că așa se înțelege noi, pentru noi referința Noica e mai importantă decât referința Sofronie Siloan. Da, bine, asta e lumea, înțeleg. Are răsunet mai mare în lumea în care trăim asta. Sau cum zicea, dacă mă duc să fac yoga, ești trendy, știi? Dar dacă zic, Doamne miluiește și Doamne ajută, ești retrograd, ești babă, faci ca babele, că numai babele fac chestia asta. Dacă faci dietă, ca să și uite, sunt vegan acum și nu știu ce știi. Ce interesant. Dar dacă postești postul Paștelor, ce te-ai luat tu după babe? Iară, babele postezi, știi? Deci așa e și cu asta, știi? Dacă e mare filozof și nu știu ce, cu tare, vai, interesant, cu tare, știi? Dar dacă e sfânt, eu am fost la un guru, am auzit un guru săptămâna trecută, extraordinar, să duc oameni în chibuț sau nu știu pe unde, să audă pe nu știu cine. Săraci oameni. Săraci oameni.
Și părintele ce zice? Ortodoxia este firea omului, este firescul. Ce îmi descopere? Dar să caut ce înseamnă a fi creștin ortodox. Mi-l descoperă pe Dumnezeu și mă descoperă pe mine. Îmi descopere că Dumnezeu, de ce s-a făcut om? Ca să-mi arate mie cum este firesc să fiu, că El m-a făcut. Cine știe mai bine decât ceasornicarul, cum e ceasul? Ceasornicarul a conceput ceasul respectiv, el știe cum funcționează. Și noi un pic de încredere să avem mai mult în cuvântul lui Dumnezeu decât în Radio Șanț, decât în ziar, decât în internet, decât în nu știu ce zice, am văzut. O spus la televizor, domne, dacă o spus la televizor, e sfânt. La televizor, știi, o spus nu știu ce prostie și gata. Și părintele știe mai bine, care mă interoghează aici, știe mai bine cam cât la sută este informație reală într-o știre și cât este broderie și așa mai departe. Și să ajunge acolo la niște proporții în care broderia se duce peste 50%, 70%, nu știu ce, și mai rămâne și un sâmbure de adevăr care și ăla e cosmetizat și făcut după cum vrei să iasă știrea. Și cum, ce impact vrei să aibă asupra celor care o aud. Dar noi, buna vestire a Evangheliei lui Hristos, sărăcuții de noi, care e cu adevărat mântuitoare, care e cu adevărat liberatoare. Care e criteriul? Uite, hai să vorbim. Dom'le, nu e interzis să te duci nici în biserică, nici în biserică catolică, nici în templu protestant, nici în sinagogă, dar nu te lasă intri chiar așa de ușor, stai liniștit, nici în moschee, dar nici acolo, întâi trebuie să te descalci și așa mai departe, deci fii pregătit, spalte pe picioare dacă vrei să te duci acolo, că dacă nu, concurci. Și ai grijă la păpuși, nu-și lua păpuși prea scump, că s-ar putea să nu mai găsești. Dar nu-i problemă. Ce stare îți dă ție raportarea la aceste lucruri? Și înainte să iei o decizie, ia vezi identitatea ta, ce înseamnă și ce ai gustat-o din ale lui Dumnezeu tău, înainte să vezi dacă cauți la Dumnezei străini. Caută și gustă din ale tale și s-ar putea să fii surprins, s-ar putea să fii surprins, pentru că starea pe care mi-o dă gustarea din ceva, dintr-un gând, dintr-o idee, îmi spune dacă ea este din adevăr sau dacă ea este din minciună, că tot ce produce în inima mea stres, agitație, dependență, adicție, teamă, robie, subjugare și așa mai departe, e depus sub semnul întrebării. Da, noi ne numim robii lui Dumnezeu. De ce ne numim robii lui Dumnezeu? Că nu mai frim, noi suntem, am înțeles ce s-a întâmplat cu fiul risipitor. El nu mai vrea să fie rob lumii acestea. Mai bine, tată, vreau să fiu rob la tine și să mănânc din pâinea ta. Rob, să-ți fiu ție rob, decât să robez la roșcove și să mănânc de la roșcovele altora. Și noi înțelegem, noi nu ne zicem înainte la Dumnezeu și zicem, tată, fiul tău îți grește, știi? Ne zicem, robul tău. Nici nu îndrăznesc să mă numesc fiul tău, cum i-a spus fiul risipitor. Socotește-mă ca pe unul din argații tăi, de lucrătorii tăi, robul tău și fiul roabei tale. Da, dar Domnul ce zice? Căutați, aduceți haina cea bună, puneți-ne în dreapta lui, adică dați-i statutul, redați-i statutul de fiu. Puneți, dați sandale în picioarele lui. Căutați vicelul cel îngreșat. Nu gras, îngreșat. Era îngreșat anume pentru venirea fiului. Era un vițel care se dădea mâncare când vine băiatul ăsta, vițelul ăsta îngreșat. Așa e cuvântul din greacă. Vițelul cel îngreșat, aduceți-l să-l sacrificăm. Păi că mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Care-i Dumnezeu acela care, la care îi dor de noi? La Dumnezeu nostru îi dor de noi. El nu-l impresionează că noi, el nu așteaptă de la noi marea acusarea și să facem nu știu ce performanțe psihoduhovnicești și gimnazoduhovnicești. El așteaptă de la noi să răspundem la iubirea lui un pic de bun simț, zice. Hai să începem cu bun simț, așa. Să zicem,
Doamne, îți apreciez faptul că mă iubești. Nu prea știu cine ești, nu prea știu așa mare lucru. Nu te cunosc față către față cum căuta să vadă Paisie. Cine mai caută, cine mai dorește asta să vadă pe Dumnezeu? Să duce și face kilometri la concertul lui nu știu care, care concertează nu știu unde. Și cum sunt ăștia care au câștigat Eurovisionul, săraci din Italia, te sperii de ei, dar ce să faci? La ora actuală sperietorile sunt la ordinea zilei, că ce să facem? Dumnezeu să-i miluiască și pe ei. Na, dacă au ajuns acolo, cum zicea Sfântul Porfire, ca Socalivitul, zice, înseamnă că au căutare, fanchiștii cu ăștia, să uitați, săraci, zice. Au o căutare, au o sete acolo care strigă, urlă din împopoțonările lor și din felul lor de a cânta urlat și de a face tot felul de manifestări. Dar cine e Dumnezeu la care îi dor de noi și care tânjește după noi? Tânjește. Dumnezeu ar putea să zică în dumnezeirea lui Dumnezeu nostru e deplin Dumnezeu, nu îi lipsește nimic. Dar iubirea lui e o iubire personalizată pentru fiecare dintre noi. Și asta e diferența esențială cu toate celelalte posibilități și perspective religioase și idei, ideologii religioase și orice. Un Dumnezeu personal care vrea să mă facă să-L cunosc personal, care se descoperă mie personal, că noi pe asta ne bazăm, pe revelație, adică descoperire. Dumnezeu nostru a avut inițiativa El să se descopere nouă. El are inițiativa. El striga, Adam, unde ești? Noe, unde ești? Avraame, Avraame. Mă cheamă și pe mine pe nume, dar nu au nimica. Sunt surd, sunt orb și nici măcar nu trece prin cap să fac ce făcea orbul din Evanghelie. Era orb și striga cât îl ținea în gura mare. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Taci, mă, din gură, îi spuneau oamenii, taci din gură, numai... El mai tare, zice, striga. Mai tare. Deci, măcar atâta să fac și eu. Știți, cunoști pe cineva care acum e maică stareță, care n-avea niciun Dumnezeu, n-avea nicio treabă. Nu româncă. Deci, născută în lumea largă, nu intru în mai multe detalii. Care împreună cu două colege cu care făcuseră, terminaseră, erau absolvente ale Academiei de Înalte Studii Muzicale de la Berlin, s-au dus într-o insulă în Grecia. Și erau într-o stare așa de apatie, de criză, de angoasă, ce se va face, ce vom face, deși aveau deja contracte, propuneri să cânte. Persoana în cauză, o violonistă super dotată, dar care nu știau, deci de trei naționalități diferite, nu știau de Dumnezeu deloc. Numai că, ieșind acolo pe insulă și stând pe o bancă și practicând sportul oxigenării publice, văd că zăresc așa un zid mai mare undeva în depărtare și niște oameni în negru intrând, ieșind, femei în negru, bărbați în negru, ca o cetate așa. Se uitau pe acolo ce-o fi asta, nu știu ce. Și apare de acolo și trece prin fața lor un personaj cu barbă, cu îmbrăcat în negru, cu negru pe cap, cu asta, la care se uită ele foarte mirate, așa, ce-i cu arătarea asta, ce-i personajul ăsta. Și părintele respectiv, era un părintele din mănăstire, văzând că se uită insistent la el, când se întoarce înapoi, să treacă înapoi, se oprește. Și încearcă să intre în vorbă, ce limbă vorbesc, ele vorbeau toate engleză, părintele vorbea și el un pic de engleză, zice, ce faceți aici? Zice, suntem în vacanță, nu știu ce. Dar zice, dar voi ce faceți acolo? Ce sunteți acolo? Păi zice, noi stăm aici și ne rugăm. Păi cui vă rugați? Păi la Dumnezeu, la Iisus Hristos ne rugăm. Că noi suntem creștini. Știți cine e Iisus Hristos? Ele, nu prea. Dar știți cine e Dumnezeu? Nu. Și părintele zice, stați un pic, să duce și ea câte o mătăniuță din asta de 30.
Și le dă la fiecare și zice, uite, la fiecare bobiță din asta ziceți așa, cine ești? Cine ești? Cine ești? Ziceți așa. Și duminică, dacă vreți, puteți să veniți să vedeți ce facem noi. El a început și discuții, dar ce o fi asta, dar și încercau să zic așa, cine ești, că Dumnezeul nostru este o persoană vie, este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, o prezență iubitoare, nu cameră de supraveghere care contabilizează toate boacănele pe care le facem noi și că astăzi, în zi de miercuri, am mâncat ciocolată care conține urme de lapte în proporție de cel puțin 0,5%, care înseamnă ești aproape la purgatoriu, dacă nu chiar direct în iad, după tradiția catolică. Deci gata, ești terminat. Ești compromis pentru totdeauna. Și duminică, zice, ne-am dus acolo. În tot zis, noi am început să se bulverseze ceva în inima lor. Și a intrat în biserică la liturghie, l-a chemat la liturghie. Și îmi spune persoana respectivă pe care o cunosc bine. Zice, când am intrat acolo, nu înțelegeam nimic ce se întâmplă. Dar atmosfera de acolo, mirosul, ce se întâmpla, cântarea, ele fiind muziciene, atât de tare le impresionează, zice, am început să plâng, eu m-am uitat în spate de rușine ca să văd dacă mă văd astea alte și plângeau și ele. Deci s-au făcut milă la o bătrânică grecoaică. M-am mai cerut și de la altele, dacă te-o batistă la fiecare. Și mai și mângâia din când în când. Da. De pirazi. Zice, am plâns toată liturghia, toată slujba. Nu știam de ce plângem, dar plângeam, de nu mai puteam opri. Și de acolo s-o regată discuție. Și aceste fete, toate trei, în toamna următoare, adică nu, două dintre ele s-au botezat în Iordan, de părintele respectiv, și una s-a botezat ulterior sau în orice caz. Din cele trei, cel puțin două, din câte știu eu, starețe, cea de care știu acum și cealaltă. Și a treia, nu știu, cred că tot monahie a devenit pe undeva. Noi trebuie, dacă vrem să... Adică aș spune, frate, soră, tinere, adolescent, ce ești, și vârstnică, toți suntem, cum să spun eu, în aceeași oală. Grăiește cu Dumnezeu așa simplu. Sfântul Siluan zice, grăiește cum grăiesc copiii, că Dumnezeu te ascultă ca o mamă iubitoare. Dumnezeu, tată cu iubire de mamă, este undeva, cred, la Sfântul Proroc Isaia. Dumnezeu e tată cu iubire de mamă. Stai așa, simplu, și zi lui Dumnezeu, simplu. Doamne, sau cum vrei. Dă-i zi, stai numai în fața Lui. Că se întâmplă cum povestea mitropolitul Domnul să-l odinească, Calistos Ware, de o întâmplare din copilăria lui care l-a mișcat foarte mult, că se povestea de un bătrân care mergea în biserică zi de zi și stătea câteva ceasuri în biserică. Și în lumea satului imediat se vorbește și așa, și oamenii până la urmă l-au interpelat, dar tu ce faci acolo în fiecare zi, trei ceasuri, stai în biserică? Ce faci? Și el zice, nu fac nimic. Cum adică nu faci nimic? Nu, lucrezi ceva acolo? Nu. Și ce faci? Păi zice, mă așez pe o bancă și stau. Păi și cum stai acolo atâtea ceasuri? Stau, zice, mă simt bine. Păi și zici ceva, zice, nu zic așa ceva, uneori mai și zic câte ceva, dar nu zic ceva deosebit. Dar zice, eu stau și îl privesc pe Dumnezeu și Dumnezeu mă privește pe mine. Și zice, mie mi-ajunge. Zăbovitul acesta, față către față, cu Dumnezeu, Dumnezeul nostru care s-a gândit la, cum să spun, să comunice cu noi pe toate... Să ne atingă toate simțurile, să vină în întâmpinare la toate simțurile. Uitați-vă vizualul astăzi, auzi-o vizualul, ce face din lumea asta. Dar Dumnezeul nostru, El are Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și asta înseamnă să fii ortodox. Să ai adevărata viziune a lui Dumnezeu în care Dumnezeu însuși se regăsește, nu în care tu pictezi după închipuirea ta. Și
viziunea adevărată despre om, cum îl vrea Dumnezeu pe om, nu schimonosit, nu robotizat, nu așa cum îl vrea Dumnezeu și cum îl vede Dumnezeu, cu iubire. Deci, Dumnezeul nostru s-a gândit la impactul pe care vizualul are asupra noastră. De ce? Pentru că prin pecetea Duhului Sfântului Duh pe care am primit-o la botez, noi am primit capacitatea de a vedea cele de dincolo de cele văzute. De a vedea pe cel ce este, dincolo de cele ce se văd. Și avem așa de genial l-a lăsat Dumnezeu ca chipul lui să fie reprezentat și s-a imprimat, cum știm, pe mahrama care a ajuns și la regele Abgard, a ajuns și în Persia, în fine. După aceea avem icoana Maicii Domnului, Sfântul Evanghelist Luca a pictat câteva icoane, dintre care se spune că se mai păstrează unele, sau așa se zice că ar fi de origine de la Sfântul Evanghelist Luca, dar o lăsa și cântarea să-ți atingă o cântare care nu e cântarea lumii acestea. De asta noi nu introducem chitare și nu invităm să fie cântăreți la biserică pe cântăreții actuali. Sunt unii care cântă mai creștinești, așa, dar totuși nu-i chem la strană și zici la priceaznă cântă dumneata ale una așa pe care o cânti pe YouTube. Nu, vrei să te duci pe YouTube și citești și cânt acolo. O cântare aparte, un miros aparte, miros de bună mireasmă, dar noi am primit prin pecetea Darului Sfântului Duh să auzim nu numai cântările din lumea aceasta, ci să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Am primit pecetea Darului Sfântului Duh pe buze ca să căutăm și să dorim cele de dincolo de bunătățile lumii acestea, bunătățile cele mai presus de fire. Și pe nas am primit pecetea Darului Sfântului Duh să ne bucurăm de mirosul de bună mireasmă duhovnicească. Și nu numai de cele din lumea asta, dar și acestea în biserică sunt plăcute, ca să-ți atingă toate simțurile, răspund la toate simțurile. Și te așteaptă liber să guști din ele, să le cunoști. Cunoscându-le, începe să se intuiască cine este în spatele acestor. Acela care așa de deschis și de delicat. Dumnezeu nostru e delicat. Duhul Sfânt lucrează delicat. El nu silește firea noastră, nu dă buzna în viața noastră, nu ne condamnă la fericire, la mântuire, că parcă așa pare câteodată. Știi, suntem... Deci, ori vă mântuiți, ori vă ia jalea. Știi, stați așa, stai. Domnul Dumnezeu nostru ne propune un raport de iubire personalizat. Între El și mine, între mine și El. El a declarat și a făcut tot ce era de făcut și de declarat. Răspunsul meu e toată viața mea. Acum aș vrea să vă întreb un pic, pentru că în perioada postbelică tot în București se întâmpla un fenomen extraordinar. Am cunoscut îndeaproape unul dintre oamenii care au participat la acel fenomen în mod direct. Este vorba despre Părintele Sofian Boghiu, starețul de la Antim. Da. Am stat la picioarele Sfinției sale până la sfârșitul vieții, de prin 99, când intrase la facultate. Dar fenomenul despre care vă spuneam este mișcarea rugului aprins de la Mănăstirea Antim, care a adus în practica preoților, a profesorilor de teologie, a oamenilor de cultură, a adus practica rugăciunii lui Iisus. Da. Mă gândesc acum că rugăciunea lui Iisus totuși este o chestiune care rămâne totuși dezideratul și miezul vieții ortodoxe. Practic, în toată istoria ortodoxiei am văzut că comunitățile ortodoxe s-au rostuit împrejurul acestei mișcări. Da. Rugăciunea lui Iisus și împărtășirea euharistică. Avem o deficiență a timpului nostru. Vă spuneam că tinerii nu mai știu cu ce să umple viața lor. Sigur, putem să le dăm o cale, putem să le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, dar modul practic, concret, al dobândirii cunoașterii lui Dumnezeu rămâne totuși arta rugăciunii, care din păcate nu-și mai găsește locul, rostul.
Vă spun, am fost la Essex și mulți dintre cei noștri de la parohie au fost la Essex și au fost profund uimiți când au văzut că Vecernia, Utrenia sunt nu înlocuite, aș spune eu, aduse la un nivel de performanță maximă duhovnicește prin rugăciunea lui Isus. Să stai o oră, două la rugăciunea lui Isus în biserică împreună cu toți ceilalți ai tăi, e o stare extraordinară. Mai ales să înveți o practic și să o duci acasă, iarăși e un lucru extraordinar. Da. Poate ea însemna o revitalizare, o redescoperire, o reînviere a spiritualității ortodoxe, că avem totuși nevoie să umplim săptămâna aia până duminica, până ajungem la liturghie, trebuie să o umplem cu ceva. Da, da. Alternativa aceasta a slujirii, a folosirii rugăciunii lui Iisus, ea nu este o inovație, nu este ceva nou, nu Părintele Sofronie a inventat-o, dar el a preluat-o de la Athos. Pentru că în chiliile cu puțini monahi, unde nu se pot face toate slujbele dacă ești doi sau trei și mai trebuie să și muncești, să ai necesarul pentru viețuire și așa, s-a luat obiceiul acesta și să și cunoaște, adică sunt ca niște, cum să spun, ca niște repere în lumea monahicească, cel puțin atonită, în care zice, păi uite, pentru vecene trebuie să zice 200 sau 200, pentru utrenie 300 sau 500, cu tare. Și unul ca cuviosul Paisie, Aghioritul, care era singur, el asta făcea. Și chiar este o întâmplare că avea hramul chiliei și aștepta și el să vină cineva la hram, la chilia lui. Și o tot așteptat, nu venise nimeni și până la urmă aterizează acolo, vine, ajunge un diacon, un ierodiacon. Și părintele primește așa cu multă bucurie, o, părinte, bine că ai venit, hai să începem privegherea. Și părintele zice, păi eu nu sunt preot, eu sunt diacon, nu... Cum să începem? Nu pot să slujesc. Nu, slujim noi împreună. Ce mă bucur că ai venit și cu tare. Păi uite, zicem 100 de slavă ție pentru Domnul, 100 la Maica Domnului, 100, păi 100 pentru cei vii, 300 pentru cei vii pentru la Domnul, 300 pentru cei adormiți, 300 la Maica Domnului, 300, după aia ne închinăm, după aia citim un pic din cuvântul Părintelui cu tare și cu tare. Și după aia zicem pentru cei adormiți, iară cu tare și după aia iară slavă ție și... Părintele respectiv au rămas așa uimit și au privegheat toată noaptea, alternând chemarea numelui Domnului cu pomeniri, cu citiri din Scriptură sau din părinții bisericii. Asta este cultura, academia monahicească și a zice academia creștinească, în care nu toată lumea are acces la tot fel de scrieri și nu știu ce. Și în vremea în care suntem acum, să stai să te aduni, să citești o rugăciune, dacă ai o viață trepidantă și o viață angajată în ce lucrezi, e foarte, foarte greu să te aduni. Părintele Sofronie zicea ucenicilor lui, înainte de a se duce la Domnul, zice, în ziua de azi, omul cu solicitarea intelectuală, mentală în care este și cu împrăștirea în care este, zice, nu e capabil să stea adunat mai mult de jumătate de oră. Deci, uitați-vă, faceți experiența, ziceți Tatăl nostru așezat, asumat și trecut prin inimă, trecut prin, că dacă vorbim de rugăciunea lui Iisus, putem să vorbim de rugăciunea inimii, rugăciunea pogorârii minții în inimă, care începe să facă inima să se roage și să regăsească, de fapt, de, cum să spun eu, demersul ei firesc, nu inima cărnii, ci străfundul existenței, străfundul ființei mele. Dar după ce se curăță de tot felul de balauri, lighioane, șopârle și alt fel de insecte și de arătări, după ce se curăță și se curăță de acolo și din rădăcinile otrăvite ale înaintașilor și așa mai departe, deci e treabă serioasă și treabă de o viață până la urmă. Dar cheamă numele Domnului omul și ia paharul mântuirii, cheamă numele Domnului și începe să-și umple timpul, cum îndemna Sfântul Ioan Gură de Aur și peste 10 veacuri Sfântul Simeon al Tesalonicului.
Zice, în toată vremea, oriunde ești, și dacă te duci după apă, și dacă te duci la servici, și dacă te duci cu tare, cheamă numele Domnului în tot ceea ce faci, și mai ales în lucru manual, când dai un lucru, nu intelectual, trebuie să fii cu minte atentă. Chem numele Domnului. Dar dacă îi învățăm pe copii să cheme numele Domnului? Că Părintele Sofronie a mai avut încă un motiv pentru care au folosit rugăciunea asta și până astăzi se păstrează. Pentru că s-au adunat în jurul lui persoane de naționalități diferite. El avea cărțile slavone și cărți grecești cu care venise din Athos, de slujbe, dar n-avea nimic în traducere franceză pentru Părintele Simeon, germană pentru Maica Elisabeta. Și atunci o recurs la tradiția care se păstrează în multe chilii, unde sunt 2-3 monahi până astăzi, cu Doamne Iisuse. Și de 8 ori se spune câte 100 de Doamne Iisuse, 100 se spune la Maica Domnului, să fac pomeniri pentru vii și adormiți, și s-a încheiat în 2 ore programul de rugăciune. Dar ce-ar fi ca omul pe mașină, pe autobuz, pe metrou, până se duce, până se întoarce, să zică Doamne Iisuse, și când se uită la cei din metrou, zice, Doamne Iisuse, miluiește-ne pe noi și miluiește pe toți oameni și pe toți semenii mei care, uite, ca și mine se chinuiesc și trebuie să plece și trebuie să-și lase copilul, să arunce copilul la creșă sau nu știu unde, că n-are bunici, n-are pe cineva să poartă de grijă. Ca și mine trebuie să ducă jugul vieții acesteia și arșița zilei. Și începe inima să se deschidă. Și ce s-a întâmplat? Uitați-vă ce soluție genială au găsit cei de la Rugul Aprins. Sandu Tudor, Părintele Daniel, și cu cei care s-au adunat acolo și cei care au continuat. A fost răspunsul inspirat de Dumnezeu la setea după cele duhovnicești, într-o perioadă unde România ajunsese la performanțe materiale și la realizări materiale extraordinare, dar unde cele duhovnicești erau cam subțirele. Ajunsesem să fim foarte buni în distilarea petrolului, ajunsesem să exportăm grâne și carne în Europa printre primii, veneau muncitori din Puglia și din Friuli, din Italia, de la Pintenul Cizmei Italiei și de sus, din nord, veneau să lucreze în România. Și însă duhovnicește, lucrurile nu stăteau chiar așa de bine. Pe de altă parte, cred că mișcarea asta, inspirat de Dumnezeu, a fost pregătitoarea ce urma după 48, ca să poată să constituie un model de rezistență a celor care au fost striviți, pur și simplu, și la propriu și la figurat. Și acum suntem într-o vreme în care o astfel de un astfel de model ar putea să inspire pe cel care zice, n-am timp să mă rog, n-am timp să mă oprez, n-am timp. Da, Doamne miluiește, ai timp, poți să zici, Doamne miluiește, uite, eu luat o secundă sau două. Și ia mai zici și tu și la volan când ești și șofer sau în orice situație care nu necesită ca atenția ta să fie îndreptată exact acolo. Da, au rămas în urma lor multe persoane, știu, multe, am cunoscut și alte persoane care au fost legate de Părintele Sofian și inspirate în demersul lor duhovnicesc, în această lucrare discretă. Nu, noi nu, isihaști, nu-s gălăgioși, nu fac gălăgie, dar caută să cultive, cum zicea Nicolae Steinhard, zice, creștinul în afară, zice, ca toți oamenii, dar înăuntru, este ca un vulcan. Ca un vulcan. Numele Domnului și iubirea pentru Dumnezeu și dragul de Dumnezeu străbate, cum a străbătut pe Tabor lumina prin chipul Domnului și prin persoana Domnului, lumina dumnezeirii, care i-a orbit pe apostol, deși și erau, stăteau lângă el de atâta vreme și au fost copleșiți de har, dar un interpret al icoanei schimbării la față zice, da, dar Moise și Ilie avea un har așa de mare că stătea de dreapta și de stânga Domnului. Da.
Mă gândeam că poate astfel de școli de rugăciune, cum a fost cea de la Antim, pot avea loc în parohii sau în, nu știu, în locuri unde creștinii, tinerii mai ales, ar prefera să vină să învețe, să cunoască despre cum să-și petreacă timpul spiritualicește vorbind până la liturghia de duminică. Da. Modelul care deci există și recunoscut, să zicem consacrat acum, care de rugăciune cum se face la Essex, în Essex, la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, el poate fi trăit și în familie, poate fi trăit și în obștea creștinească. Eu am de mai multe ori prin tabere, când am fost cu copiii, cu tinerii sau în seri de întâlnire cu tinerii, am început sau am terminat cu un pic de Doamne Iisuse cu copiii. Pregătiți un pic, adică uite, și cuinea de semne de semnei prezențe, dar și uite, spui așa și numără și tu așa, să zici de 20 de ori sau de 10 ori sau de 15 ori. Depinde, poate și mai mult, de 30 de ori. Și se înșiruiesc și poate cineva care e mai priceput acolo zice slavă și acum și aleluia ca la catisme, ca să nu-i pui pe copii că nu știu e ce trebuie să zică tot. Poate unii și știu și totdeauna copiii au rămas foarte mișcați de treaba asta. Pentru că atinge direct inima și e o adresare simplă. Cum zic părinții, o rugăciune scurtă, nu are timp vrăjmașul să-ți îmbrobodească mintea. Bine, el o îmbrobodește în orice situație, poate să încerce să o îmbrobodească. Dar totuși mintea mai ușor stă la Doamne Iisus în ziua de azi decât la o rugăciune mai elaborată. Cei care sunt deja de cursă lungă, să zicem așa, cei mai înaintați, da, ei pot să citească de toate. Și sunt oameni destui care se folosesc și citesc psalmi, citesc psaltirea și foarte mult îi folosește psaltirea, alții citesc acatist, paraclis, îi ajută, îi folosește. Sfântul Serafim de Sarov zice să fim ca și cum se numesc, ca și comercianții, să cultivăm ceea ce aduce profit. Deci dacă îți aduce folos lăuntric Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, dacă îți aduce folos lăuntric psalmi, psalmi, dacă îți aduce folos lăuntric citirea Evangheliei, citește-o cât mai mult. Bine, Evanghelia trebuie să o citim cam toți. Cuvântul lui Dumnezeu, Duh și viață. Dar uite, acatistul, sunt care citesc acatistul Bunei Vestiri sau Paraclisul Maicii Domnului. Aia te folosește, aia folosește și trage folos. Dar încearcă să vezi și chemarea numelui Domnului, pentru că asta e specific neamului creștinesc de la rădăcina lui, de la pogorârea Duhului Sfânt. Și e o făgăduință, el merge cu făgăduință. Tot cel ce va chema numele Domnului Dumnezeu se va mântui. Noi nu mai suntem ca Enos, care poate zicea Adonai, sau poate zicea, că nu știu dacă știa el de Elohim, cred că și de Elohim știa, nu știa de Iahve. De Iahve o știut numai cei de după Moise, de la Moise începând. Dar noi știm că Domnul este Domn, Iisus, Yeshua, Mântuitor. Nu-i numai numele, nu-i numai prenumele Domnului, el înseamnă Mântuitor, Yeshua. Hristos, unsul lui Dumnezeu, Mesia. Fiul lui Dumnezeu, care miluiește. Să știți că dacă zicem miluiește-mă, noi într-un fel aderăm la gândul Domnului. Ce voiește Dumnezeu nostru? Ce spune Pavel lui Timotei? Voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină. Și Părintele Sofronie pomenea de un părinte pe care l-a întâlnit în Athos, care toată viața lui, zeci de ani, a tot plâns pentru lume, că vedea lumea să pierde, nu cunoaște pe Dumnezeu ăsta minunat. Dacă l-ar cunoaște, ce bine ar fi, spun, v-a făcut și Sfântul Siloan, zeci de ani din viața lui, de când l-a cunoscut pe Domnul și până la moarte, o plâns pentru lume. Și părintele respectiv îi spune, părinte, el era, Părintele Sofronie era într-un moment tot așa de apăsare mare pentru lume, pentru durere pentru lume. Noi trebuie să ieșim din cercul ăsta strânt în care norocul ne petrece, cum zice Eminescu, cercul nostru strânt,
și să deschidem ochii un pic așa în jurul nostru și să ne dăm seama ce privilegiu este să cunoști numele Domnului Dumnezeu. Să știi pe cine să chem. Că eu mă gândesc, omul năcăjit din lumea asta, când îl ia jalea, el cui, ce face? Să urcă pe pereți? De asta, eu cred că de asta, iertați-mă că fac acum o paralelă, dar oamenii săraci practică escalada. Și acum tu îți pui pe pereți și te uiți pe care perete să mă escaladezi și te urci pe pereți, așa, ce să faci? Deci ce, cui se adresează? Cui strigă? Cui încredințează soț, soție, copii, bolnavi? Cui? Ce faci? Noi avem un privilegiu imens. Păi ar trebui din asta să izvorască un gând către Dumnezeu, Doamne, toți oamenii care nu te cunosc și nu te știu, miluiește, ajută-i săracii. Acum cu COVID-ul ăsta, vă dați seama ce a fost acolo în India, jale. Jale a fost în India. Nu mai știa ce să facă, cum să-i ardă, să nu se îmbolnăvească altfel, numai de virus. Sfântul Siloan zice, dacă nu compătimești cu durerea omului, să știi că vei pierde harul, adică inima ți se va răci. Dacă nu compătimești cu cel pe care îi vezi că greșește, în loc să-l critici și să-l judeci, să știi că și tu vei pierde harul. Sfântul Siloan, să știți, scrierile Sfântului Siloan sunt foarte simple și foarte directe, merită citite. Chiar traducerea așezată și consacrată direct din rusă a părintelui Rafael a apărut la Alba Iulia. A apărut între niște ediții de la părintele Ica Senior, Ica Junior, părintele Ica Junior chiar și după rusă s-a uitat, dar traducerea, nu că contest traducerea al părintele Ica, dimpotrivă, a apărut când nu era încă traducerea părintelui Rafael, dar părintele Rafael ca ucenic al părintelui Sofronie și ca nepot duhovnicesc al Sfântului Siloan, cred că o sesizat și o redat ceea ce a citit acolo, ce s-a pus în rusă cel mai bine. Merită. Deci inima noastră se dilată, se deschide. Doamne, miluiește pe tot omul și miluiește-ne pe toți și știți ce se întâmplă? Inima ta se umple de bucurie când tu zici treaba asta și mai ieși de propriile tale năcăzuțe, necazuri, năcăzele care ți se par așa niște munți și când faci un pas înapoi și zici Doamne, miluiește, știi, și te uiți cât de năcăjiți sunt oamenii din lumea asta, zici Doamne, slavă ție, slavă ție, slavă ție și slavă ție să mai zicem așa un pic și mai gratis așa, nu mai, știi, așteptăm ca Domnul să ne împlinească nu știu ce și ca să zicem, știi, slavă ție, mulțumesc Doamne. Știi cum zice cel care caută loc de parcare? Sfântul Mina, ajută-mă să primesc loc de parcare. Ah, iată loc de parcare. Sfântul Mina, nu mai e nevoie, l-am găsit eu. Cam așa facem și noi, știți? Doamne, las că rezolv, nu te ocupa, nu te obosi. Micul comerciant. Da, da. E... Știți că îmi povestea un preot catolic, noi aici avem mănăstirea asumționistă și îmi spunea că foarte mult creștinismul european a pierdut capacitatea de a tămădui sufletul și suferința omului. Vin oamenii amărâți, chinuiți la biserică și cer ajutor preotului și preotul, în afară de a-i face o rugăciune sau a-i da să învețe catehismul sau mult mare lucru nu poate să facă, adică nici nu mai există o taumaturgie a suferințelor sufletești. Și atunci omul e nevoit să apeleze la lucruri mai practice, mai concrete, care îl ajută să stăpânească emoțiile, stresul, ajută să controleze durerile sufletești, iar aceste practici nu sunt întotdeauna cele creștine. Da. Merg spre practicile orientale, care dau rezultate foarte rapide. Da. Poate avea rugăciunea lui Iisus un efect taumaturgic? Adică... Desigur. Păi, zice un psalm, fericit bărbatul care și-a pus nădejdea în numele Domnului, sau a cărui nădejde este în numele Domnului. Numele Domnului, chemarea numelui Domnului înseamnă chemarea Domnului și împărtășirea din harul Lui. Dumnezeu nostru cel nematerial, deși s-a înomenit și nu s-a dezomenit murind, de aia nu ne-a lăsat moaștele la mormântul de la Ierusalim.
s-a înomenit și nu s-a dezomenit înălțându-se la ceruri și șezând de-a dreapta Tatălui. Dar în același timp ne-a făcut părtași la ceea ce este El. Duh este Dumnezeu și caută închinători în Duh și în adevăr, pe linie duhovnicească, deci spuneam wireless și flashless, dacă am putea să zicem așa, adică fără, nu pe linie trupească, nu pe linie bodyless, dar flashless e mai corect. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că tot gândul cel bun, privirea la o icoană, chemarea numelui Domnului, un gând de compătimire, citirea unui cuvânt din Scriptură sau de la un Sfânt Părinte, o milostenie, toate îl fac pe om părtaș la Harul lui Dumnezeu. Dar Sfântul Siloan zice următorul lucru. Un gând de judecată răcește inima și îndepărtează lucrarea Harului. Necompătimirea cu cel care greșește sau și cu atât mai mult cu cel care suferă, răcește inima, îndepărtează Harul. Și noi trebuie să învățăm să urmărim starea inimii noastre și să văd starea mea, inima mea, în ce stare este. Dacă e în stare de... Că problema noastră de astăzi este că indiferența, nepăsarea, domină, predomină, achedia, predomină lumea care se spune, negrija. Nu am nicio treabă. Dar inima noastră, dacă o cercetăm, ea ne spune în ce ape ale Duhului ne scăldăm. Ori suntem în ale lui Dumnezeu, ori suntem altundeva. Tertium non datur. Nu există neutralitate, repet. Nici din punct de vedere duhovnicesc nu este. Și atunci, dacă te găsești, zice Sfântul Siloan, zice, păi întreabă cineva astăzi, păi cum am putea noi să auzim noi și să știm noi de Dumnezeu și să simțim noi Harul Duhului Sfânt și să vedem noi pe Dumnezeu? Zice, dar tu începe prin a vedea cum stă inima ta. Și dacă vezi că, zice, nu este în inima ta ceea ce spun eu aici, zice, nu te supăra și nu te speria. Zice, Doamne, iată ce e în inima mea, iată, în inima mea, spune ce e în inima ta. Că și asta, asta poate ajuta foarte mult, știți, zice că la Părintele Sofronie, tot vorbim de Părintele Sofronie, să ne pomenească și pe noi în Împărăția Cerurilor. A venit o doamnă, când era încă în Franța, era la Saint-Geneviève de Bois, acolo este un fel de casă de bătrâni pentru ruși, și el și fiind bolnav și așa, s-a dus acolo, era bolnav după ce venise din Athos în 48 și a publicat scrierile Sfântului Siloan după ce le pusese într-o oarecare rânduială. Că Sfântul Siloan i-a lăsat așa scris pe niște fel de fel, pe registre, pe uneori pe foaie, pe hârtie din aia de împachetat. El îi venea să scrie și scria. Și părintele le-a pus un pic în rânduială. A spus, părinte, ești om cu studii, pune acolo și dacă crezi că e ceva de folos, dă oamenilor după moartea mea. Și atunci părintele a redactat totul și în 48 le-a pomenit, le-a publicat, dar era bolnav deja, începuse să aibă probleme mari de tot cu stomacul. Și era la Saint-Geneviève de Bois, slujea acolo într-un paraclis și vine o doamnă englezoaică la el, care nu-i spune cine este și nu-i spune în ce context vine. I-a spus ulterior. Auzise de părintele ăsta din Athos și a venit, părinte, uite, eu am o întrebare foarte simplă. Cum să fac să mă rog? Cum să reușesc să mă rog? Și părintele Sofronie, inspirat de Dumnezeu, că altfel nu se poate explica, îi spune primul lucru pe care îi spune la această doamnă, care de fapt era din alta societate, a fost traducătoarea din engleză, din rusă și din franceză în engleză a lui Churchill în timpul războiului. Deci ea o sta la întâlnirile cu Stalin și cu De Gaulle. Îi spune, Doamnă, cu Dumnezeu nu-i nevoie să fim politicoși. Vreți să vă rugați? Începeți prin a-i spune lui Dumnezeu ce aveți în inimă. De multe ori știți, noi vrem să ne rugăm și vrem să prestăm o activitate fără să ținem cont sau să ne împlinim o datorie, fără să ținem cont de unde venim noi, cum suntem în momentul respectiv. Păi poți să vii dintr-o împrăștiere sau din cine știe ce griji
Că tu vrei să te rogi și gândul tău, uite așa face, ciu-ciu, ca și ghiulelele care pleacă, ca și focurile de artificii. Sau este aeroportul Kennedy, în care aterizează și decolează la fiecare minut, la jumătate de minut, gânduri, idei, chestii. Și zice, deci e bine să stăm, să încep prin a zice, Doamne, iată, eu acum asta sunt. Stau înaintea ta, în mintea mea e jale, în inima mea, bine, eu vorbesc de cazul meu, nu vorbesc de cei care sunt aici toți ISIH. Deci eu mă prezint pe mine, da? Zice, cum, ce înseamnă să fiu ortodox, așa ai pus, deci eu m-am gândit la mine, nu m-am gândit la ceilalți. Aiurea, stai înaintea Domnului așa cum ești. Doamne, iată, iată eu. Că Domnul Dumnezeu nostru nu ne judecă cum stăm înaintea Lui. Ce ne spune Psalmul 50? Iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Da, îi spune la Doamne asta, spuneți-i Domnului ce aveți pe inimă și de acolo începeți și vedeți cum merge. Se duce Doamna acasă și revine după o perioadă și ce, părinte? Hai să vă spun cine sunt, uite așa, uite așa, și să vă spun că eu am venit la dumneavoastră ca ultima resursă, ca ultima soluție. Am fost pe la preoți anglicani, am fost în toate părțile, am căutat, am citit și mă gândeam acum dacă și părintele ăsta îmi spune, citește aia cu tare, de la pagina cu tare, capitolul cu tare, gata, am terminat. Nu mai vreau, nici nu mai caut, să mă mai rog și gata. Zice, m-am dus acasă, m-am așezat în genunchi și am început să-i spun lui Dumnezeu ce am pe inimă și când m-am ridicat, am constatat că trecuseră 8 ore. Părinții noștri, sfinții noștri părinți, ei nu s-au uitat la ceas nici când a început slujba, nici când s-a terminat. O stat înaintea Domnului, au zăbovit cu Domnul. Asta trebuie să începem noi să facem cronometrându-ne, bineînțeles că o să constatăm că poți să stai cu Domnul un minut, poți să stai cu Domnul două, poți să stai cu Domnul trei. Stai! Noi nu mai știm să stăm. Și ne mirăm, ne supărăm, știi că Domnul a pus o frână, a pus așa o frână, cum pune autobuzul când te izbește și te duci în față, sau cum pune metroul la voi la București și pui și toată lumea face așa o mișcare. Ca să ne oprim, să ne adunăm, că dacă nu ne adunăm, suntem împrăștiați, intrăm în împărăția cerurilor și apoi împrăștiere ne ia toată veșnicia. Nu ne mai adunăm. Și Domnul ne dă posibilitatea să ne adunăm de acolo de unde suntem, cum suntem. Încep prin asta așa cum ești și Domnul cu harul lui reușește să te și lucrează în inima ta ca să te aduni. Încep și spui și de acolo, dacă ai spus numai atâta, Doamne, după aia poți să spui ce vrei tu. Asta e rugăciunea cea mai simplă. Dar repet, să nu uităm de ceilalți, să nu uităm de cei din jurul nostru. Și exemplele astea de la Părintele Sofronie, vedeți, arată că starea și zăbovirea înaintea lui Dumnezeu, puțin, mult, sunt esențiale. Zice că Sfântul Arsenie cel Mare, sâmbătă spre duminică, ridica mâinile și soarele îi bătea în ceafă și le lăsa jos numai când soarele îi bătea în față, îi bătea în ochi și îl readucea, să zicem, la simțirea realității. Nu-și propunea ca un exercițiu de guru care vrea să facă performanță să facă asta. Să cufunda în ale lui Dumnezeu și numai când soarele ajunsese la răsărit și îi bătea raza soarelui în ochi, să, zice, să lăsa mâinile jos. Uitați-vă, dacă omul are capacitatea, iubita, să se lase în brațele iubitului ei și iubitul să se cufunde în brațele iubitei lui și să li se pară că noaptea este prea scurtă, oare în plan duhovnicesc lucrurile să fie
mai puțin valabile și mai puțin împlinitoare? Dacă împlinirea aia, săraca, epidermico, sentimentală, umană, cât este ea acolo, care nu-i numai asta, că e firea omenească care din chipul lui Dumnezeu în ea și asta presupune și mult mai mult. Păi pe plan duhovnicesc, noi să ne plictisim cu Dumnezeu, dacă ne plictisim cu Dumnezeu, înseamnă că nu știm cine e Dumnezeu. Înseamnă că nu-i Dumnezeu cel adevărat în fața cărui stai. Și nu că nu-i Iisus Hristos, că nu știi cine-i. Caută să-l aprofundezi. Și să vezi cum zăbovești și stai, uite așa, stai cu El, stai cu Domnul. Cu o icoană de-a Lui, cu crucea Lui, cu Maica Domnului, cu Sfântul care ți-e mai aproape, cu... Sau dacă nu, cine ești? Uite, ia netăniuța și zici, cine ești? Arată-te mie, cum îi zicea Moise, Doamne, arată în fața Ta. Și Domnul îi răspunde. Domnul Dumnezeu nostru nu întoarce spatele când noi vorbim, nu doarme, cum zicea prorocul Ilie, râdea de slujitorii de prorocii lui Berșeba, prorocii lui Izabela și cu cei care erau acolo, cu legile, cu nu știu ce. Ce faceți? Ce strigați mai tare, că poate doarme Dumnezeul vostru, poate are treabă, poate nu știu ce. Dumnezeul nostru nu se întoarce de la noi. Dumnezeul nostru nu se simte compromis să stea de vorbă cu o femeie care 5 bărbați au avut, cel cu care stă nu este bărbat, că samarinenii aveau voie numai la 5 încercări, 5 căsătorii. Nu se consideră compromis să stea de vorbă și nu să stea de vorbă, să-i descopere acestei femei care doar dă un mic iz de dorință de a fi adevărat înaintea Domnului și zice, n-am bărbat. Și Domnul zice, da, adevărat ai spus, n-ai bărbat, că 5 ai avut și cel cu care stai nu ți este bărbat. Adevărat ai zis, îi sublinează de ori. Iată cel care adevărul iubește, că adevărul i-a iubit, zice Psalmul 50, în clipa următoare îi descoperă cele nearătate și cele ascunse a înțelepciunii sale. Nu vorbește nici cu ucenicii lui. Duh este Dumnezeu și caută închinătorii în Duh și în adevăr. Și asta face că femeia asta, din cetate în care Domnul spusese ucenicilor, în cetate de Samaria, să nu intrați. Să duce și le spune la ăștia, fiți atenți, fraților, că am întâlnit pe cineva care mi-a spus toate câte am făcut, n-o fi oare Mesia, face ca aceia din cetatea de Samaria să vină la el. Și nu numai să vină la el, Doamne, stai la noi. Și a rămas Domnul două zile au rămas acolo în cetatea de Samaria și ei ziceau atunci, la sfârșit, nu numai pentru cuvântul tău credem acum, credem că acesta este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul Lumii. Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul Lumii. Samarinei în aceea. Păi Domnul Dumnezeu nostru nu se compromite cu niciunul dintre noi, nu se uită la noi disprețuitor sau nu știu ce. Să știți că eu v-aș ține toată noaptea și ea și noștri cred că or să îndrăznească să vă ceară mai mult, dar știu că mâine avem liturghie și cred că trebuie să vă pregătiți și pentru liturghie. Să știți că mi-ați deschis apetitul. Eu aș vrea, dacă mai bine voiți așa, să ne mai dați din timpul preasfinției voastre, că noi avem în fiecare marți întâlnire în parohie și numai că de data asta au participat la întâlnirea aceasta și cei din Italia și cei de pe Doxologia și cei de pe pagine de Facebook, au fost destul de mulți care au participat. Sper că fiecare s-a simțit ortodox în acest dialog și vă mulțumesc tare mult. Îmi place foarte mult, nu știu cum, aveți un fel de foarte, foarte direct de a vorbi și cred că e nevoie un pic de felul ăsta de a vorbi omului direct, să nu înfășurăm în foarte multe metafore și foarte multe fenomene lingvistice ceea ce vrem să transmitem. Și lucrul ăsta, că putem vorbi direct și cu degetul pe rană, e un lucru bun, cred că, pentru toți tinerii care așteaptă răspunsuri concrete cu ce îmi umplu săptămâna până duminică la liturghie. Asta am înțeles, să știți că la liturghie, așa mai cu greu, am început să ne împărtășim și noi, mai cu frică și cu spaimă că nu suntem pregătiți, că nu suntem vrednici, că am început să facem lucrul acesta.
ne spovedim o dată la 3-4 săptămâni, așa o dată pe lună, și încercăm să păstrăm apropierea de Sfânta Liturghie și mai ales de Sfânta Împărtășanie. Sigur, sunt și riscuri că mai tulburi, mai smintești. Da. Știți că în România e o problemă mare cu împărtășitul și cu la cât timp. Putem să vorbim o dată despre asta. Trebuie mare curaj și mai ales, dar nu atât de mult de împărtășire, că omul cred că ar dori să se împărtășească, cât de un concept pe care ar fi bine să-l problematizăm. Vrednicie și nevrednicie. Asta e o mare dilemă. Adică de împărtășanie se mai apropie omul, dar... Deci, hai să fim clari în perspectiva unei discuții. Da. Vrednicie? Ioc. Nu este vrednicie. Nu este. Deci de asta în rugăciunea dinainte de împărtășanie ne zicem: ai venit să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, da? Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă. Și mă învrednicește. Cine învrednicește? Cel care singur este vrednic. Unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos. Într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Deci noi, vrednicie n-are rost. Nu, vrednicie niciodată. De asta mă împărtășesc spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Dacă am spre iertarea păcatelor, înseamnă că am păcate, dacă am păcate, sunt nevrednic. Dar zice Ioan Evanghelistul, credincios este Dumnezeu, că dacă vom mărturisi păcatele noastre, El ne va curăți cu sângele Său. Domnul ne-a dat sângele ca să avem încredere, cine ne dă viața mie, să am încredere că viața îmi dă și îmi dă din belșug și a venit ca viață să avem. Nu a venit ca să, cum să zic, ca să, noi să ne socotim aia, să ne împărtășim că am luat premiul de bună purtare. Păi știți că Sfântul Ioan de Kronstadt i-a întrebat odată pe ucenicii care erau mai apropiați, el slujea liturghia în fiecare zi și avea un potir de vreo 10 sau 12 litri și îl împărțea în nu știu câte alte potire, câți preoți avea împreună slujitori și împărtășeau 5.000 de persoane care erau la liturghie. Și îi întreabă seara, zice... Mâine, câți sunteți pregătiți să vă împărtășiți? Care sunteți pregătiți să vă împărtășiți? Și câțiva au zis, eu. Alții au plecat capul. Și Sfântul Ioan de Kronstadt a zis, foarte bine, cei care a zis că sunteți pregătiți, mâine stați și mă mai gândiți. Dacă sunteți pregătiți și dacă sunteți veniți. Cei care au plecat capul, veniți liniștiți și vă împărtășiți mâine. Nu aveți nicio grijă. Deci noi să avem grijă că sunt niște sintagme capcană care ne-au fost introduse de potrivnicul împărtășirii, care este și potrivnicul lui Hristos. Numai ca nu cumva să ne apropiem și să ne mântuim și să ne curățim și să ne vindecăm. Și dacă noi avem antidotul morții, că Sfântul Ignate Teoforul numește împărtășania farmaconatanasias, adică leacul nemuririi, farmacon athanasias. Nu e farmec, e farmacon, este de unde vine farmacie, leacul nemuririi. Păi noi mai avem probleme că nu știu ce, cu antidoturi, cu chestii, cu că ne îmbolnăvim, că și stai cu Domnul. Și dacă mă îmbolnăvesc cu Domnul, mă îmbolnăvesc. Și dacă mă duc la Domnul, mă duc și mor la Domnul, cu Domnul mor. Și dacă mă fac sănătos cu Domnul, mă fac sănătos. Și așa mai departe. Dar Domnul să ne învețe. Sunt multe principii, prejudecăți, așa zis creștinești, care trebuie reconsiderate. Și ce este nefolositor și neadevărat trebuie lăsat deoparte. Că perpetuăm, așa avem un dar de a perpetua tot felul de chestii care n-au nicio treabă nici cu Hristos, nici cu veșnicia, nici cu mântuirea. Și ăstea care sunt cu adevărat dătătoare de viață, suntem sceptici, suntem suspicioși.
stai să vedem că cu tare a spus așa, știi, păi dacă Domnul Dumnezeu îmi spune cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în sine însuși, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață în sine însuși, cine mai poate, pe cine pot să mai pun în față, în față cu Domnul? Păi poate să fie cum a zis Domnul Hristos, zice, toți cei dinaintea mea hoși și tâlhari. Pe cine să pun față, în față cu Domnul? Îndrăznește vreun sfânt pe care eu îl invoc împotriva Domnului să stea înaintea Domnului, îmi spune, ce vorbești, frate? Mă ia la judecată, cum apui pe mine împotriva Domnului? Că eu am zis așa ceva. Părintele Cleopa, că nu știu ce, părintele Cleopa îndemna pe frații de acolo și le dădea, îi spovedea săptămână de săptămână și erau frați care se împărtășeau săptămânal, unii la două săptămâni, la trei săptămâni. Depinde de fiecare dată, de fiecare după rândă. Cu cât ai dorirea mai mare, cu atât împărtășește-te mai regulat. Și cu cât ești mai delăsător, acolo o să vedem dacă e delăsător, dacă îl pune la două sau la trei săptămâni. Și spovedania nu este niciun canon care condiționează împărtășirea de spovedanie. Este îndemnul la pocăință care vine și din didahie și din Evanghelie. Mă pocăiesc. Pocăința e de toată vremea, nu-i punctuală. Că dacă eu am făcut boacănă azi și aștept postul Crăciunului sau postul Adormirii Maicii Domnului în cel mai fericit caz, dar zic, n-am timp acum că e vacanță, mă spovedesc eu la Crăciun. Până la Crăciun, ce pocăință ai făcut tu? Păi te tragi pe sfoară pe tine însuși și te, cum să spun, știi, tu te autosugestionezi că, vai, ce creștin sunt, știi, creștin la fără frecvență. Eu zic că deja ați anunțat tema de data viitoare și ne și spuneți, dacă mai binevoiți să intrați cu noi în dialog. Cu ajutorul Domnului, da. E o mare bucurie și chiar asta e o temă foarte, foarte aprigă, cu vrednicia și nevrednicia. Ar fi potrivit dacă ne-ați îngădui o astfel de lucrare. Da. Bine, păi atunci mergem spre somn și mâine ne pregătim de liturghie. Să ne Doamne ajută, da. V-am răpit seara, dar pentru noi a fost cel puțin nu. A fost o mare bucurie. Nu. Ce dai de bunăvoie nu este răpit. Nu mi-ați intrat în casă și mi-ați răpit și ați fugit. Eu am deschis camera singur. V-am primit în inimă și nu în casă și nu e niciun fel de problemă. Nu, asta e timp pierdut. Timpul pierdut e când stai cu capul în nori așa și umbli și hălăduiești cine știe pe unde. Vă mulțumim din suflet și binecuvântați! Domnul să vă bucure și să vă binecuvinteze pe toți și să vă dea mult folos, mult ajutor și multă nădejde. Să avem încredere în Domnul Dumnezeu. Sărut dreapta, sărut mâna. Praznic frumos mâine, Doamne ajută. Mulțumesc, Părinte, mulțumesc de... Sărut mâna din suflet. Convorbire, Doamne ajută. Sărut mâna.